Spectatori, îmi face o deosebită plăcere să ne revedem la emisiunea Capital Special. Evident, este o situație cu totul și cu totul specială, dacă pot spune așa, în condițiile în care, exact acum o săptămână, prin ordonanță de urgență a Guvernului, a fost publicată în Monitor Oficial OUG numărul 21 din 2024 privind comasarea alegerilor. Cu o săptămână și jumătate înainte a fost supusă dezbaterii publice această ordonanță de urgență. A avut loc o întâlnire la sediul Ministerului Administrației și Internelor în prezența președintelui Autorității Electorale Permanente, domnul Toni Greblă, a unui secretar de stat din partea Ministerului Administrației și Internelor, dar și reprezentanții ai MAIE, Institutului Național de Statistică, ai partidelor politice, dar și ONG-uri, printre care în mod expres amintesc Expert Forum, și s-a discutat pe tema ordonanței de urgență a Guvernului privind comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Prin ordonanță de urgență, practic, se fac modificări substanțiale cu ocazia acestor alegeri și aici mă refer la legea numărul 33/2007 privind desemnarea reprezentanților României în Parlamentul European și legea numărul 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale. Întrebarea pe care o adresez azi invitaților mei, dar și telespectatorilor, este cine profită de pe urma comasării alegerilor. Veți spune că în mod evident PSD, PNL, poate chiar UDMR sunt principalii beneficiari ai aceste ordonanțe de urgență care practic legitimează comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, însă pot spune că s-a pornit de la o directivă a Consiliului Uniunii Europene de teama probabil a ascensiunii unor partide pe care Uniunea Europeană le-a considerat fiind de tentă extremistă și care, iată, la un anumit nivel al cetățenilor Uniunii Europene a prins foarte mult contur, însă pot spune că din punct de vedere legal guvernul are această abilitare de a modifica legislația electorală prin ordonanță de urgență în condițiile în care nu sunt afectate drepturile electorale, respectiv dreptul de vot și dreptul de a fi ales. Ordonanța de urgență se emite în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, guvernul având obligația de a motiva urgența cuprinsul acesteia. De asemenea, ea intră în vigoare numai după depunerea sa în procedură de urgență către camera competentă să fie sesizată și numai după publicarea Monitorului Oficial al României. Ordonanța de urgență, cuprinzând norme de natură a legii organice, se adoptă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 aliniat 1 din Constituție, adică jumătate plus 1 din numărul total al deputaților și senatorilor, ceea ce urmează probabil să se întâmple, fiindcă ordonanța de urgență poate fi aprobată sau poate fi respinsă de către Parlament. Însă, potrivit dispozițiilor articolului 115 aliniatul 6 din Constituția României, ordonanța de urgență nu poate fi adoptată în domeniul legilor constituționale, nu poate afecta drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, drepturile electorale și nu poate dispune măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. De aici s-au generat foarte multe discuții în spațiu public vis-a-vis de oportunitatea adoptării acestei ordonanțe de urgență privind comasarea alegerilor și ne întoarcem la titlul emisiunii noastre de astăzi. Cine profită de pe urma comasării alegerilor? Am trei invitați în platoul Capital TV.
Și aș începe cu domnul Dragoș Popovici, care este secretar general Consiliului Unirii. Bună seara, domnul Popovici, mulțumesc seara, pentru prezența în emisiune. Mulțumesc pentru invitație. Domnul Marian Cotinghiu, analist economic, bună seara, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună seara. Și pentru prima dată prezent în platou Capital TV, îl am alături de mine pe domnul Gheorghe Luca, scriitor. Bună seara, mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Bun. Dacă se poate puțin mai tare, fiindcă... Mulțumesc. Da. Aș începe cu domnul Dragoș Popovici, care este, pe lângă faptul că are funcția de secretar general al Consiliului Unirii, în nenumărate situații a fost prezent la mai multe, eu știu, evenimente, acțiuni de protest, acțiuni civice, prin care a criticat în mare măsură deciziile autorităților statului și de aceea îl întreb, cum vede dânsul această comasare a alegerilor? Domnul Sultan, vedeți, aici problema este pe undeva destul de simplă. Domne, există o regulă a jocului, da? Deci, în mod normal, într-o țară normală, regula jocului nu se schimbă cu un an înainte de data alegerilor. Cine spune asta? Păi, cine spune? Asta o spune un om care are bun simț și care îi respectă pe ceilalți cetățeni. Da. Și care sunt regulile jocului care au fost schimbate pe regulile jocului sunt stabilite clar că data alegerilor este în data de cutare, cutare, cutare. Sub diferite argumente că, vai, se reduc cheltuielile din bugetul public, vai de mine, acum după atâția, după 34 de ani în care România a ajuns de la câteva miliarde de dolari plus în trezorerie, la minus peste 50% din PIB datorie publică, acuia a apucat grija de banul public și vor să reducă cheltuielile. E o minciună, practic nu se reduc nicio cheltuială, nu se reduce. Dacă stăm să vedem, cam tot atâtea alegeri sunt anul ăsta. Dar comasarea este doar un tertip folosit ieftin, nu-i așa, de oameni care nu doresc altceva decât interesul personal. Interesul național nu există pentru acești așa zisi oameni politici, această așa zisă clasă politică. Deci, chestiunea este că acești oameni, timp de 34 de ani, și-au pierdut orice credibilitate în ochii electoratului, ai cetățeanului care plătește, practic le plătește din banul public, le plătește salarii uriașe ca ei să-și bată joc de acest popor și de această țară. Mă bazez când fac aceste afirmații pe faptul că suntem singura țară din lume care avem 30.000 de milionari în euro sau dolari și avem, deci 1% din populație, nici măcar atâta, huzurește, iar restul sunt vreo 5 milioane de pensionari din care cred eu că câteva milioane trăiesc cu o pensie sub 3.000 de lei. 3.000 de lei înseamnă 600 de euro. Acum 5 ani când am fost în Germania, ajutorul social în Germania pentru întrebarea mea era de 500 de euro. E rău că avem atâția milionari sau că... Nu. Acum da? Ideea e următoarea. Vă rog. Avem Curtea de Conturi, avem ANAF, avem instituții care, din nefericire, da? Nu își îndeplinesc rolul fixat prin legile prin care au fost înființate. Deci e acolo o brambureală și un haos. Curtea de Conturi recent a făcut controle și a constatat la Ministerul Energiei, la o serie de instituții, nereguli grave, grave de tot. Și se întâmplă ceva, se face zgomot puțin câteva zile și după aia totul se așternește. Bun, privitor la alegeri, revenim la referitor subiectul la alegeri. Deci din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că ar fi trebuit ca înainte cu un an de data alegerilor să nu se schimbe nimic în ceea ce privește legislația electorală? Domnul Sultan, hai să ne uităm la țările care își zic țări civilizate. În Statele Unite, alegerile prezidențiale sunt din 4 în 4 ani la aceeași dată. Nu se schimbă de 100 de ani sau de nu știu când. La fel, în alte țări, datele nu se schimbă, nu se modifică. La noi, funcție de interesele personale ale partidelor care se află la guvernare, se schimbă totul după cum vrea muștii.
unui președinte de partid sau ai coaliției la guvernare. Eu vreau să vă spun un lucru. Dumneavoastră, ca om care stăpâniți, e probabil printre cei mai buni experți în drept constituțional, știți foarte bine că, practic, toată această, să zic, operă legislativă aprobată de Parlamentul României, de când s-a adoptat Constituția, 91 parcă, este lovită de nulitate absolută. De ce? Foarte simplu. Dom'le, în Parlamentul României nu au dreptul să intre ONG-urile. Eu sunt fondatorul Asociației Consiliul Unirii. Da. Ce ar fi ca mâine să zic, dom'le, vreau și eu să fiu în Parlament, că așa vreau eu, da? Deci vă întreb un lucru. În lista partidelor politice înregistrate la tribunal, există acolo, să-mi spuneți poziția, poate dumneavoastră știți, eu am căutat și nu există, UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, nu există. Păi nu există, pentru că, pentru că este o organizație politică a cetățenilor aparținând minorităților naționale. Da. S-a creat și din punct de vedere constituțional. Dacă citiți articolul 62 din Constituție, da, spune că organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, da, care nu au obținut în alegeri numărul de locuri pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la un loc de deputat în condițiile legii electorale. 2. Cetățenii unui minorități naționale pot fi reprezentați numai de o singură organizație. Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale trebuie să fie înscrise în Consiliul Minorităților Naționale, să fie de utilitate publică. Același exemplu pot să vă dau și despre Partida Romilor Pro Europa, care la fel are un reprezentant în Parlamentul României din partea minorității rome, corect, înscris în Consiliul Minorităților Naționale și ei primesc bani prin Secretariatul General al Guvernului, așa cum primește și UDMR. Deci, din punct de vedere constituțional, reglementarea există la articolul 62. Bun. Ca deci nu este în afara legii. Nu, numai puțin, ca să finalizez. Stai, domnule, puțin, deci. Da. Ungurii în România sunt minoritate națională. Sunt? Da. Sunt. Da. Romii, țiganii, da? Romii, așa. Domnule, romii sunt minoritate, da, națională. Da. Eu întreb. Există, mi se pare, vreo 19 minorități naționale. 18. 18. 18 cu 19 cu UDMR-ul, bun, care UDMR, da, obține mandate și nu intră sub incidența articolul 62 aliniatul 1 din Constituție, pentru că ei obțin în alegeri peste pragul electoral de 5%. Și mă scuzați, numai puțin. Păi da, unde nu e logica? Vedeți, aici este o discriminare care se face. Care? Adică există 18 minorități, care sunt minorități. Da. Dacă luăm romii... Recunoscute de Consiliul Minorităților Naționale, repet, Da. Și trebuie să fie de utilitate publică. Bun. Deci dacă luăm minoritatea romilor, cred că ei au vreo 2 milioane sau 3 milioane, nu știu exact. Au vreo 800 și ceva de mii, dar numai în țară. Deci cei care sunt recunoscuți ca având și acte de identitate. Bun, probabil că minoritatea romă are număr mult mai mare, fiindcă mulți n-au acte de identitate, dar ei nu intră sub incidența, pentru că nu pot să voteze. Eu vă zic următorul lucru. Da. Deci aici este o chestie, e ceva, se umblă cu ceara vopsită, cu alte cuvinte. Dom'le, ori e minoritate națională, da? Da? Minoritatea maghiară, păi din este, România, păi este. Dacă este, atunci să aibă același regim ca toate celelalte deci minorități. Deci nu ați înțeles și mă repet pentru telespectatori. Dar de ce mă ar repet, trebui să fac o excepție pentru mă ei? Mă repet, nu a făcut nimeni excepție pentru ei. De ce? Și repet, este o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care în alegeri obține pragul electoral. Celelalte minorități naționale recunoscute de Consiliul Minorităților Naționale nu întrunesc pragul electoral. Nu sunt o armată disciplinată ca ungurii. Și atunci, și ca număr, și ca tot. Da, nu sunt disciplinați ca ungurii, ca cei de minoritate maghiară, pentru că acolo există, pot să spun, unitate, există echilibru și așa mai departe. Ei totdeauna mizează pe acel 6% prag electoral. Dacă s-a ridicat pragul la 7%, atunci și minoritatea maghiară, bun, probabil ar trebui să mizeze pe un singur reprezentant. Dar, repet, ca să înțeleagă telespectatorii. Da. Deci, România este, cred că, singurul stat membru al Uniunii Europene care
protejează minoritățile naționale într-un ritm, pot să spun, extrem de bine argumentat din punct de vedere instituțional. Și spun de ce. Pentru că în articolul 6 din Constituția României spune statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase. Spune în alineatul 2 că măsurile de protecție luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității persoanelor aparținând minorităților naționale trebuie să fie bazate pe principiile de egalitate și de nediscriminare în raport cu ceilalți cetățeni români. Prin urmare, repet articolul 62, spune că organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, repet, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la un loc de deputat în condițiile legii electorale, adică a legii 208/2015. După care spune în continuare Constituția, cetățenii unei minorități naționale pot fi reprezentați numai de o singură organizație. În cadrul romilor este Partida Romilor Pro Europa și așa mai departe la celelalte minorități. Sunt 18 cu UDMR 19. UDMR are grup parlamentar la Camera Deputaților și la Senat pentru că obține pragul electoral de 5%. Acum, haideți să revenim la alegerile de anul ăsta. Părerea mea. Dar să le dăm voie și celorlalți să-și exprime punctul de vedere. Termin într-un minut. Deci părerea mea este că după 34 de ani în care, din nefericire, viața oamenilor nu s-a schimbat radical în bine, pentru că prețurile cresc și facturile cresc și toate cresc, dar evoluția salariilor și a pensiilor este derizorie față de cât este inflația și toate celelalte. Și atunci, eu cred că există argumente suficiente ca poporul român să se deștepte în sfârșit, așa cum zicea Mihai Viteazu. O viață avem și o cinste, deșteptați-vă că am dormit destul. Degeaba avem imnul național Deșteaptă-te Române, dacă marea majoritate a românilor astăzi sunt blazați, nu mai speră într-o schimbare reală în bine pentru să fie prosperitate generală. Asta mă interesează pe mine și obiectivul nostru ca asociație Consiliul Unirii este să realizăm idealul național pe care l-a avut poporul nostru de veacuri. Da? Reîntregirea națională cu frații noștri din teritoriile care ne-au fost furate printr-o înțelegere criminală între doi mari criminali, Stalin și Hitler. Da? Am înțeles. Ăsta e scopul Consiliului Unirii. Domnul Marian Cotinghiu, ce opinie aveți vis-a-vis de comasarea alegerilor? Care sunt, până la urmă, beneficiarii, profitorii și, sau, până la urmă, este absolut normal, având în vedere că motivele pe care le-au expus ei în ordonanța de urgență par a fi destul de corecte din punctul nostru de vedere sau nu. Vă rog. Din punctul meu de vedere, și având în vedere că sunt un cetățean neimplicat în nicio activitate politică sau vreo mișcare sau vreo sindicat, pot să vă spun ca și punctul de vedere al cetățeanului de rând că pe mine m-ar interesa dacă s-ar putea toate alegerile să fie comasate într-o zi ca noi să nu mai avem niște cheltuieli extra, pentru că oricum rezultatele acestor alegeri se pare că vor fi nesemnificative. Va fi, din punctul meu de vedere, nu există o opoziție reală în momentul de față care să facă o schimbare radicală. Și atunci ce sens are să mai lărgim și să lălăim pe 4-5 date diferite? Oricum, nu văd nimic schimbare semnificativ, însă aș duce discuția într-o sferă economică, pentru că de la economie pornește tot. Sigur, dacă avem asta. O economie puternică, putem să vorbim de cultură, de unitate, putem să vorbim de educație, de reforme, justiție, orice doriți dumneavoastră. Atât avem cât avem o economică funcțională care aduce venituri. Ideea este că în momentul de față economia României este disfuncțională, să zic așa, din ce punct de vedere? Pentru că noi împrumutăm permanent sute de miliarde de euro, bani ca să plătim pensiile și acest lucru nu face altceva decât să continuăm politica celor 34 de ani de autodistrugere a tot ce înseamnă interes românesc. Nu numai asta. Politica neoliberală pe care o duc politicienii noștri, vedem simptomele acestei politici, micțiunea lor chiar și în mediul economic. Când spun asta, la ce mă refer? Mă refer la faptul că
Statul se implică în mai tot. Statul în momentul de față se implică în absolut tot ce înseamnă economie și revin aici la faptul că facem împrumuturi masive, ăsta e un simptom al economiei neoliberale socialiste, faptul că controlează piața, controlează prețurile, ei sunt cei care de fapt decid care vor fi prețul facturilor noastre, având în vedere de accizele la motorină, având în vedere de TVA-ul din facturile de la gaz și la lumină. Faptul că țin sechestrat, să zic așa, fermierii prin aceste subvenții care de fapt nu fac mare lucru, nu ajută cu nimic, deci sunt împotriva subvențiilor, trebuie să lăsăm economia să funcționeze pe principiul cererii și ofertă. Lucrul ăsta nu se întâmplă în România, statul este implicat în mai tot, absolut tot, este o lipsă acută de legi care într-adevăr au ceva pozitiv pentru mediul de afaceri, care să ajute întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi de familie. Acest lucru nu se întâmplă. Taxe mari, impozite, toate aceste lucruri fac ca economia României să fie disfuncțională. Și aici o să intru puțin, cu permisiunea dumneavoastră. Vreau să vă spun că colegul de platou a menționat că Banca Națională sau că România avem undeva câteva miliarde în cont. Nu vă contrazic, avem 58 de miliarde de euro Banca Națională a României. Am spus la început în 90, la început. La asta s-a referit. Banca Națională are 58 de miliarde, avem investiți în firme din România, foarte multe investiții ale statului în firme din România, însă țin să vă anunț că Banca Națională a României, adică statul român, investește și în firme ca Louis Vuitton, Adidas, firme din afară, firme care, bineînțeles, sunt listate la bursă. Însă ce vreau să vă spun, în momentul de față mai toate țările din jurul nostru cu investesc masiv în aur. Și când spun lucrul ăsta investesc, mă refer la China, care cumpără masiv în aur și a început să vândă fondurile, proprietatea care le au ei în America. Tocmai de aici se așteaptă o devalorizare a dolarului. Rusia cumpără masiv aur, toate țările din jurul nostru investesc, însă noi investim, continuăm să investim în hârtii și în tot felul, adică ținând în conturile noastre euro și dolar și alte monede, în loc să ne focusăm să cumpărăm aur. 106 tone este rezerva națională a României, dintre care 60 de tone sunt ținute în Marea Britanie, pe care nu știu dacă o să le vom vedea vreodată, dacă le vom vedea înapoi. Însă ce aș vrea eu să spun cu ocazia asta, fiind în domeniul ăsta un pasionat al economiei, fiind în mai multe țări, locuind în Anglia, în Franța, am întâlnit acolo niște, chiar în momentul de față, o companie care se numește IPMB, o companie românească, care... Bine, să nu-i facem reclamă. Nu, nu-i facem reclamă. Vreau să spun că putem să investim în firme românești, cu oameni români, este acționar un român de-al nostru, este prima firmă, prima companie din Europa, și Kito, de ce nu se întâmplă asta? Care are valoarea în euro, are valoarea în aur, adică moneda Bitcoin, moneda Ethereum, toate sunt niște monede care n-au absolut nicio valoare. Această monedă este prima care are valoarea reală în aur și este licențiată de companiile de state engleze și asigurată de Lloyds. Deci încă un minut și închid. Aș vrea să vă spun că oportunități de investiții sunt foarte multe. Oportunități s-au creat și cu Ucraina în momentul de față, datorită acestui război. Bineînțeles, sunt și probleme, sunt și oportunități. Problema că la noi, în momentul de față, politicienii noștri nu prea interesează, guvernanții noștri nu interesează partea economică și ne așteptăm ca după alegeri să fie un colaps, să zic, economic. În 2025, probabil. Lucrurile astea acolo se vor întâmpla. Referiți. Sunt foarte multe legi care au trecut prin ambele camere, însă nu au fost încă publicate în Monitor oficial și preconizăm că aceste legi se vor publica după alegeri. Tocmai de aceea, pentru mine, mare lucru, nu văd comasare sau necomasare. E adevărat, e în favoarea marilor partide, Partidul Liberal și PNL. Ne referim în special la alegeri locale. Deci alegerile europarlamentare erau cunoscute că vor avea loc în data de 9 iunie, nu sunt stabilite de noi, ci de Consiliul European, însă tocmai pentru a la o motivație a guvernanților pentru a nu chema românii de atâtea ori la urne. Oricum, în luna septembrie sunt alte. Se știe că o să fie alegerile prezidențiale decalate, însă vom vedea dacă motivele lor sunt sau nu cele corecte, cele financiare. Mă rog, aici totuși îngreunează puțin secțiile de votare, vom vedea. În străinătate, am omis lucrurile să sunt spun, clare, sunt lucrurile simple. Sunt clare. Din păcate, o singură zi de vot. Nu există vot prin corespondență potrivit legii 208/2015. S-a creat biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, compus din 3 judecători de la Tribunalul Municipiului București, un reprezentant al autorității electorale permanente și 10 membri ai partidelor, formațiunilor politice, alianțe electorale și minorităților naționale
care au reprezentanți în Parlamentul European și care participă la alegerile din 2024, iată, deci niciun alt membru al unui partid, cel puțin vorbesc pentru secții de votare în străinătate. În România se schimbă lucrurile dacă mai rămân ceva locuri vacante în secțiile de votare. Bun. Da. Vă rog să-i dăm cuvântul și domnului scriitor Gheorghe Luca, care probabil vis-a-vis de viața politică are o altă opinie și îl ascultăm cu drag. Domnul Sultan, eu vă rog. Mă rog, nu sunt implicat politic nici într-un partid, nu sunt, n-am, vis-a-vis de problema alegerilor, exact cum a zis antevorbitorii și cum dumneavoastră ați prezentat, n-am nimic personal de obiectat. Consider că alegerile, dacă ar fi comasate, dacă ar fi împărțite, toată problema nu constă în alegeri, constă în mediatizarea masei de oameni și fiecare român trebuie să știe ce alege. Dacă eu nu sunt mulțumit, să zicem, de o anumită persoană, de un anumit partid sau de o anumită structură care a condus 10 ani, 1, 2, 3 mandate, dar nu se poate să conducă la infinit 7-10. Aici e toată problema. Dacă românii se trezesc și să știe să aleagă, domnule, să vă spun că domnul Tite Sultan este șeful celui mai mare partid din România. Dacă de 20 de ani, de 30 de ani, n-a reușit să facă față, să mulțumească poporul român, atunci poporul este cel care trebuie să decide. Domnule, îl dăm la o parte, momentan, până ne trezim și să facem să meargă lucruri. Exact cum a spus domnul Dragul. Aici toată problema este tot poporul. Dacă știe să aleagă și să facă diferența ce este bine și ce nu este bine, atunci toți avem de câștigat. Și ce aș putea să adaug în plus față de antivorbitor? Eu am o problemă, nu o problemă, toate problemele pe care le trăim fiecare om și nu avem câștig de cauză, este și cred cu tărie cum ne-a învățat Biblia, Sfânta Scriptură, cum ne-a învățat Sfintele Canoane sau Biserica de 2000 de ani, oamenii s-au îndepărtat puțin de Dumnezeu. Dacă omul nu știe să-L pună pe Dumnezeu în fața oricărui lucru ca să apă succes în activitățile pe care le face, de aici ni se trage toate necazurile care se trage. Atunci eu pot să vă întreb. Puteți să vă întrebați orice, dacă vă pot răspunde cu dragă inimă. Dacă puteți să ne prezentați că aveți o carte pe care dumneavoastră a scris-o, care probabil are legătură cu spiritualitatea, cum se cheamă, și revin la un aspect foarte important după ce ne faceți o prezentare, a faptului că există în acest moment o serie de partide cu tentă, spirituală, tocmai în ideea de a trezi conștiința românilor și a se prezenta la vot, de a prezenta oamenilor și alte opțiuni, exact cum a spus și dumneavoastră, și de aceea vă rog să ne spuneți despre ce este cartea pe care dumneavoastră a scris-o și dacă dumneavoastră credeți că aceste partide, eu țin minte, în 2020, bine, există Partidul Oamenilor Credincioși, există, alte partide cu o altă tentă, Alianța Renașterea Națională, există alte partide care, chiar și cel, dacă nu mă știu, al lui Dumitrică, al lui Stan Dumitrică, este Partidul Social Credincios sau ceva de genul, deci sunt foarte, nu, social creștin, sunt multe partide cu această tentă. Credeți că prin această modalitate se întoarce poporul român către credință și implicit către secția de votare? Este unica șansă de salvare a poporului român dacă, într-adevăr, știm să ne recunoaștem Creatorul. Dacă nu știm să ne recunoaștem Creatorul, culmea, nu avem câștig de cauză. Cum putem să-L recunoaștem? Trebuie să mărturisim adevărul. Și nimic din ceea ce facem, fără să mulțumim Lui Dumnezeu. Că atunci, culmea, din orice lucru care eu vreau să-L fac astăzi, să presupunem un telefon, o mașină, nu știu, un țar, un hectar de pământ, dacă îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute, culmea, nu, în ziua aia nu arăm un hectar de pământ, arăm 2 sau 3 hectare de pământ. Aici e toată problema. Trebuie să știm să noi să cerem ajutorul Dumnezeu care să ne multiplice. Deci iată o optică foarte interesantă și imediat vin către domnul Dragoș Popovici, dar mă întreb către Marian Cotinghiu, care anul trecut și probabil și acum prezenta o susținere fără niciun fel de interes față de ideile domnului Călin Georgescu, care mergea foarte mult pe ideea aceasta
de a ne întoarce fața către Dumnezeu, către spiritualitate, exact ce spune și domnul Gheorghe Luca. E un lucru foarte bun, e un lucru foarte bun dacă am reușit tineretul și generațiile astea noi să înțeleagă că întoarcerea noastră spre spiritualitate este cheia soluțiilor și problemelor noastre, însă ca să traducem asta în practică, domnul Titi Sultanu, trebuie să regăsim o mișcare politică care ne reprezintă cu adevărat interesele și pe care putem să mergem, să mergem la vot și să o votăm în ideea că se va fi o schimbare. Da. Realitatea este că în momentul de față sunt doar câteva partide foarte mici care duc aceste idei și mie mi se par niște idei foarte bune, având în vedere că politica neoliberală de la Bruxelles, politica neoliberală progresistă a elitelor din America, a toate aceste elite care are cu adevărat niște urmări foarte grave și asupra politicii noastre, este în continuă mișcare. Partidele astea mici care sunt în momentul de față n-au reușit încă să facă o poziție reală care să facă ceva în sensul ca oamenii să se regăsească în ea. Deci sunt foarte multe partidulețe mici care ar putea să facă o schimbare, dar ele însăși n-au reușit să facă ele între ele o alianță pe care noi cetățenii de rând să mergem la vot, să votăm. Cu dragă inimă aș vota un partid, că pentru că și eu sunt un om profund spiritual, aș vota un partid care să mă reprezinte, să valorile astea, familie, conștiința noastră națională, să reprezinte, care să accentueze aceste atribuții, însă e greu să regăsesc pe spectrul politic așa ceva în momentul de față. Da, domnul Dragoș Popovici. Cred că ne-a găsit răspunsul. Am o întrebă care vreau să o repet. Vă rog. Deci, academicianul Simeon Mehedin spunea: cine ascultă de poruncile sfinte va trăi în veci. Vedeți dumneavoastră, de mii de ani există religie. De mii de ani, din nefericire, popoarele s-au împărțit, fiecare l-a botezat pe Dumnezeu altfel, dar Dumnezeu este unul singur. Niciun savant, oricât de mare a fost, premiul Nobel sau nu știu ce, n-a putut să dea o explicație veridică a formării tuturor planetelor, a mersului periodic al vieții pe Pământ. Deci, domne, zilnic soarele răsare din același loc, apune în același loc, oamenii, florile, plantele, păsările, mai ales regnul animal, are reguli pe care, instincte pe care le respectă de mii de ani. Albinele probabil au milioane de ani de când există pe Pământ. Deci, vedeți, este o organizare care funcționează, să zicem, perfect, pentru că supraviețuirea depinde de aceste îndepliniri ale instinctelor la animale. Din nefericire, oamenii nu mai își respectă instinctele, nu își mai respectă ceea ce le-a dat Dumnezeu. Deci Dumnezeu, când noi venim pe Pământ, pe lângă faptul că primim viață, ne naștem în marea majoritate de plin sănătoși. Bun. Cum schimbăm în urma alegerilor din 2024? Aici ceva, vreau să vă spun apel, așa uite, cum a spus domnul Luca, da, către Dumnezeu a dat un exemplu economic vis-a-vis de hectare. Noi vrem să schimbăm casa Sultan, politică. Da. Credința ne ajută ca să o schimbăm. Da, bineînțeles. Uitați ce se întâmplă. Deci, Consiliul Unirii a lansat săptămâna trecută o comunicare, un comunicat prin care solicităm tuturor partidelor neparlamentare, sunt peste 300 înregistrate la tribunal, atât în țară cât și în diaspora, deci tuturor partidelor neparlamentare, tuturor ONG-urilor, fundațiilor, să ne întâlnim în cursul lunii aprilie, cel mai târziu în cursul lunii mai, la București, pentru a stabili ceea ce trebuie făcut pentru a salva neamul și țara de la dispariție. De ce n-ați făcut-o anul trecut? Foarte simplu, pentru că știți... Și știți de ce calendarul electoral și ce scuze? E destul de încărcat în ideea că în luna mai este campanie electorală. E clar, mintea sau realmente partidele politice și neparlamentare și parlamentare acum în acea perioadă în luna mai gândesc să-și definitiveze organizațiile, să depună listele de aleși și așa mai departe. După care, în luna iulie,
E o lună de pauză, în 1 august începe campania electorală, dar în iulie e clar că este strângerea de semnături pentru candidații la alegeri prezidențiale, îți trebuie 200.000 de semnături, fie că, da, știu, candidezi din partea unui partid, fie că vor candida ca independent, și atunci cum face și credeți că o să răspundă solicitării, da, dumneavoastră? Mai puțin. Da, domnul Sultan. Deci uitați-vă că în ultimele, da, luni, începând cu 1 ianuarie anul ăsta, da, s-a declanșat în Europa, în primul rând, dar și în America, da, și foarte timid în România, un val de proteste care mai devreme sau mai târziu va mătura toată clasa politică din Statele Unite și din Europa. De ce? Pentru că, vorbim practic, de fermieri. Nu numai de fermieri, dar pe lângă fermieri, da, în Franța au protestat foarte mulți, da? Da. În, au mai fost în și Belgia. Știți bine, nu. Acum ce se întâmplă? Domnul Sultan. Au fost mișcări de domnul stradă, Sultan. Au fost... Deci în ultimii, începând cu 2020, pe și v-aș întreba ceva. Să presupunem că aceste mișcări dau rezultat și înlocuiesc această clasă politică. Întrebarea mea e cu cine? Ei, vedeți, asta e întrebarea pe care mi-o pune foarte multă lume din 2017 avem încoace. Avem oameni pregătiți? Da, da, avem. Eu realizez în momentul de față o emisiune pe care n-am vrut să o dau niciunei televiziuni pe cablu, pentru că patronii mi-au zis, știți, vrem să faceți emisiunea asta pentru televiziunea noastră, dar zice, știți, nu prea avem bani, dacă privitoare vreți să faceți pro bono. Privitoare la ce? Emisiunea se cheamă Elitele României. Da? Deci vreau să vă spun că, da, IQ-ul copiilor din România este aproape de cel mai înalt nivel de al pe glob. Al copiilor, și nu puteți să al punem copiii la conducerea statului. Nu. Dar eu vedeți, vorbesc ce facem dacă nu copiii ăștia, copiii, da, ăștia, deci vă dau un peste singur an, nume. Da. Vă dau un singur nume. Domnul, da, domnul Sultan, vă dau un singur nume. Domnul profesor Florian Colcea, da, cu echipa dânsului, a pregătit peste 70 de olimpici români care au luat medalia de aur la olimpiadele de matematică. Deci avem nu numai tineri, avem și oameni mai în etate, profesor universitar, mediu academic, care totuși nu a decăzut așa cum a decăzut, să zic, clasa politică românească în ultimii 34 de ani, care practic clasa politică se luptă numai pentru Ciolan, atâta, pentru interese. Nu putem generaliza. Vreau să vă spun un lucru. Da. Vedeți, dumneavoastră știți foarte bine, în 91 Parlamentul României a adoptat, da, un act legislativ prin care România a devenit membra Corporației Internaționale. Bun. Deci noi de atunci, practic, conform uzanțelor, ne-am cam pierdut suveranitatea națională și independența. De ce? Pentru că de atunci încoace s-a urmărit acea, da, vorbă spusă de un prim-ministru care a zis că noi avem un morman, da, de fiare vechi. Vă întrerup însă totuși câteva secunde că discuțiile pe tema aceasta pierderii, a cedării suveranității a generat foarte multe, eu știu, controverse și neînțelege. Corect. Haideți să explic cum stau lucrurile din punct de vedere constituțional și real. Uh-huh. Una este suveranitatea prevăzută la articolul 1 în Constituția României, unde spune, cu asta începe Constituția, România este stat național, suveran. Și independent, unitar și indivizibil. Suveranitatea consacrată de articolul 1 prevede posibilitatea ca pe plan intern puterea de decizie aparține statului român prin organele sale instituite în mod corect, legitim, iar pe plan extern posibilitatea de a-și crea singură politică externă pe baza principiului neamestecului în treburile interne. Practic, conform articolului 1 din Constituție, această suveranitate are la bază două principii, supremația și independența. E clar că aici n-avem ce discuta. În privința suveranității de stat, suveranitatea națională, ea e consacrată în articolul 2, chiar așa se cheamă, suveranitatea, acel articol, unde spune că suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Mai spune în alineatul 2 că niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Bun. Ajung în anul 2007 și cu asta închei. Șapte? În 2007, ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană, da, a cedat
ca toate statele membre ale Uniunii Europene, conform tratatului, nu că avem noi, da, practic, o dispoziție care ne face să ne cedăm noi suveranitatea, da, potrivit principiului proporționalității, da, din cadrul Uniunii Europene și subsidiarității, sunt două principii prevăzute în tratat. Corect. Fiecare stat cedează o parte a suveranității, da, pentru a crea o suveranitate a Uniunii Europene, dar din punct de vedere legislativ, normele Uniunii Europene nu au prioritate față de legea fundamentală Constituția României. Avem două articole pe care mulți le uită. Articolul 11, alineatul 3, care spune că dacă un tratat la care România urmează să devină parte conține dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției. La articolul 20, alineatul 2, unde spune că în privința, dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele internaționale privitoare la dreptul omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, și în anul 2003 s-a introdus o virgulă, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile. Iată cum discuțiile la nivelul unora care nu înțeleg sau n-au citit atât cât trebuia vis-a-vis de suveranitate îi face să declare anumite aspecte prin care, în mod, zic eu, nefondat, induc în opinia publică că noi am cedat suveranitatea, nu sunt bazate pe argumente juridice. Dacă îmi permiteți, sigur, aici două aspecte. Da. Unul l-a subliniat foarte bine domnul coleg de plată. Aici ce spuneți dumneavoastră are legătură cu suveranitatea economică. Corect. Ia ceva. E, asta dar este. Nici acolo nu ne-am pierdut în totalitate, fiindcă la fel am explicat de multe ori. Domne, spune la articolul 136 așa, bunurile proprietate publică sunt inalienabile. E, da? Punct. Da. Și în continuare, mai în condițiile legii organice, da, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică, pot fi concesionate sau, opa, închiriate. Opa. E foarte corect. E corect, da. Cum, da, acum eu vă spun aici următorul lucru. Vedeți? Aici aș vrea doar vorbim paranteza, aș vrea, sigur, doar să vă spun, sigur, că aveți perfectă dreptate. Tocmai această ambiguitate ca în Constituție, asta o regăsim în mai toate legile organice. Da. Și aici vreau să și vă spun. Și ce s-a întâmplat și apoi închei? Da. S-a mai pretrecut un aspect, pentru că înainte acestui alineat spune foarte clar Constituția. Bogățiile de interes național ale soiului, apele, marea teritorială, spațiul aerian, apele cu potențial economic valorificabil de interes național fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Bun. Aici e clar. Bun. Numai că, și închei, e o lege pe care mulți o omit, 293, nu? Care prevede posibilitatea ca în condițiile legii să poți să treci unele bunuri din domeniul public în domeniul privat, prin HG sau hotărârea Consiliului Local și apoi le poți vinde. Însă cu excepția celor de care am spus eu mai sus că sunt, bun, inalienabile. Domnul Sultan, ideea este foarte simplă. Noi vorbim foarte mult de independență, de suveranitate. Domne, eu l-am avut invitat pe doctor în economie Ilie Șerbănescu, da, în emisiunea, nu știu, mea. Și mi-a spus foarte clar, domne, proprietarul este cel care hotărăște. Da. Chiriașul execută. Nu-i, bun, convine, e treaba lui. N-are, bun, decât să-și ia al, bun, proprietar. Și cine e proprietar? Atâta cine timp, atâta timp cât, atâta timp cât în România, da, au venit multinaționale, da, care fac profit, dar profitul se duce în țara de origine și românii nu se aleg aproape cu nimic de pe urma asta, în al doilea rând. Deci, vedeți, în mod normal, factorul economic trebuie să determine politicul și nu invers. La noi factorul politic determine economicul și de-aia economia noastră a fost distrusă aproape în totalitate, tot ce era bun înainte de 89. Că nu zic că era perfecțiune atunci, da? Erau multe lucruri care erau umflate, exagerate, minciună, da? Dar ce s-a întâmplat? Că s-a distrus combinate, lucruri care funcționau. Îmi spunea un domn care a lucrat în domeniu, a zis, în 89 eram singura țară din lume care aveam sondă care atingea adâncimea de 10.000 de metri pentru exploatare petrol, gaze și așa mai departe. Sondă terestră, da? Deci, da, vedeți,
noi am fost foarte performanți în anumite domenii, nu am avut un morman de fiare vechi, cum a zis domnul Cutare, după 80. Eu l-am întrebat într-o emisiune și a zis că într-un anumit context a spus asta, vis-a-vis de faptul că industria este un morman deci de fiare vechi. Dar revenim la situația actuală. Părerea mea sinceră este că a venit momentul ca acești oameni care și-au demonstrat incompetența. Perfect. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, domnule Dragoș Popovici, domnule Cotighiu, domnule Gheorghe Luca, din toate partidele politice neparlamentare, care vin cu programe, proiecte chiar de relansare economică, ați identificat vreunul care să aibă un program prin care economia României să fie pusă pe roate în câțiva ani? Că nu poți peste noapte, având în vedere aici, starea, aici sunt mai multe aspecte. Vă rog. În primul rând, în România, în ultimii 34 de ani, s-au votat pe bandă rulantă în Parlament atâtea legi, modificări la legi, iarăși alte modificări, încât este astăzi aproape că aș putea spune un haos legislativ. Eu am făcut facultatea de drept, dumneavoastră sunteți expert în domeniul dreptului constituțional, da? Da. Deci este de neconceput ceea ce se întâmplă la noi față de ce se întâmplă în alte state, unde în America există Constituție la care s-au făcut niște amendamente. De 200 de ani nu s-a schimbat Constituția. Dacă dați, da? Voi, nici la noi nu s-a schimbat nimic de 21 de ani. 2003, vă rog. Aș vrea să spun că dânsul a făcut o remarcă că în alte state, nu vă contrazic, există aceste probleme în America, există aceste probleme în Anglia, în Marea Britanie, în Franța, toți au probleme. Și asta s-a întâmplat datorită faptului că acest stat paralel, cum doriți dumneavoastră, aceste structuri ale statului, această aristocrație bugetară. Perfect. Care, cum le numea Cataramă, da? Da. Sau au intrat atât de mult încât ei conduc și ei perpetuează acest sistem. Hai să spunem adevărul și vă întreb. Avem în momentul de față pentru PSD și PNL, pe de-o parte, acel electorat fidel bazat în special pe cei care lucrează în aparatul administrației publice centrale locale, pensionari și asistați sociali? Dacă e evident acum în prag de alegeri le mai adaug anumite beneficii, cam asta fac aceste partide în acest moment și au acel electorat fidel. Problema e, și de asta suntem aici, și de asta probabil ar trebui, cum a spus și domnul Gheorghe Luca, o activitate de informare a cetățenilor, așa fel încât să înțeleagă că există și alte opțiuni și că votul lor contează și să iasă la vot, nu mă interesează cu cine votează, dar să-și exercite dreptul constituțional de vot. 1. 2. Să participe la alegeri, invoca domnul Dragoș Popovici lumea academică. Nu prea văd să se implice în politică. Vă rog, domnul Cotighiu. După cum a spus un amic de-al nostru comun, în mare parte intelectualii au trădat, să zic așa, această țară. Și asta citesc pe domnul care ați menționat mai devreme. În mare parte noi nu vedem nimic coerent, noi ca și cetățeni. Da, sunt de acord că trebuie să votăm un partid care de urmăresc interesele noastre. Însă eu nu văd în momentul de față cu adevărat un program de relansare, strategie economică pe termen, cum a spus dumneavoastră, 5-10 ani la niciun partid. Nici opoziție, nici reală. Eu n-am văzut acest lucru, n-am văzut cu adevărat să vină cu niște lucruri reale, credibile, în fața candidaților, în fața cetățenilor, să spună, uite domne, ăsta e principalul nostru lucru care vom face. Dacă noi luăm economia, în momentul astea sunt soluțiile, aici vom ajunge dacă noi facem acest program. Marea majoritate a partidelor, toți vor să câștige voturi, toți vin cu fel și fel de povești, nimeni nu spune real cum va schimba, iar referitor la faptul că nu identificăm nimic pe spectru politic cu un partid care cu adevărat are ceva coerent și care să facă o poziție reală partidelor de guvernământ, tocmai asta este paradoxul cel mai mare. Noi toți invităm românii să iasă la vot, dar pe cine să voteze? Pe cine să voteze domnul Titi Sultan? Pentru că, după cum vedem, marile partide așa zise de opoziție, se întâmplă lucruri, să luăm pe fiecare parte. Partidul AUR. Un partid de opoziție, care crescut, opoziție reală. A crescut sondaje, foarte mult. Dar nu atât de mult încât să poată să vină la guvernare, pentru că nu văd cu cine ar face coaliție de guvernare. Asta e clar și în al doilea rând, în programul lor de relansare, în programul lor economic, nu am văzut soluțiile. Nu am văzut soluțiile economice. Vedem orice altceva, dar nu vedem cu adevărat soluțiile. După care mergem mai departe. Partidul doamnei Diana Șoșoacă. Același lucru.
Partidul SOS, un partid care luptă, încearcă să facă ceva, însă nu văd acea, nu văd acel chiar de oameni specialiști în jurul tinerilor, da, care să pună în practică anumite chestii. Noi putem să vorbim, să avem discuții filozofice ori aici, filozofice, să ne întoarcem în economie în 90. Sunt de acord, așa este. Însă, ca să venim cu ceva coerent, trebuie să punem punctul pe problemă și acolo unde dânsii spun că au soluții reale, întrebarea mea legitimă este de ce nu au ieșit în față în anii ăștia să ne prezinte exact specialiștii care au în spate, soluțiile care le-au în spate, și dacă n-au reușit, dacă faptul că eu, care mă mai și-o la TV din când în când, n-am reușit să identific, înseamnă că mai majoritatea oamenilor n-au reușit să identifice. Da. Și aici e problema. Domnul Dragoș Popovici. Uitați, eu o să vă reamintesc, eu întotdeauna mă uit la alții care înaintea noastră au gândit și au trecut prin o serie de situații de, să zic, de forță majoră. Și întotdeauna în situații dificile Dumnezeu scoate la înaintare la un popor sau la altul oameni de valoare deosebită. Deci generalul Charles de Gaulle zicea: nimic nu se face fără oameni mari. De 34 de ani, de când a fost executat Nicolae Ceaușescu, România n-a mai avut un lider adevărat, un lider politic, da? Nicolae Bălcescu spunea la 1850: românii vor fi puternici numai atunci când se vor uni într-un singur corp politic. De-aia eu am luat inițiativa anul ăsta, văzând că se fac atâtea, se folosesc un termen folosit în, nu pe Maidan, dar într-un mediu neacademic, se fac mișculații, se fac aranjamente de astea care depășesc limita bunului simț, da? Deci, cum aser de alegeri șmecherii din astea de doi bani, care nu înseamnă decât mințirea electoratului, da? Prostirea lui. Pentru că la ultimele alegeri au ieșit la vot doar 30% circa din electorat. De ce? Pentru că, într-adevăr, oamenii zic: băi, pe cine să votăm? Durerea este că în România se votează pe liste, da? Practic lista PSD, lista PNL, apar n-ai cine-i Popescu Vasile, cine-i Ion Gheorghe, Aurel Vasilica, și atunci tu votezi lista. Dom'le, dacă lista aia conține oameni care n-au demonstrat prin nimic că sunt oameni care să știe să administreze banul public, că până la urmă asta e durerea. Banul public îl administrează guvernul României. Parlamentul se ocupă cu domeniul legislativ. Președintele e acolo, are putere și nu are putere, că uitați-vă, acel Consiliu Suprem de Apărare a Țării, care ar trebui să se ocupe de probleme majore, care pot să dea o schimbare în atitudinea guvernului, a țării, vis-a-vis de probleme externe, vis-a-vis de probleme economice majore, se întrunește atunci când vrea domnul președinte. Odată nu, e obligat să se întâlnească odată la 6 luni, și din însăși denumirea lui Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Deci asta înseamnă. Păi, CSAT are lege de organizare și funcționare, din CSAT face parte președintele, bun, primul ministru, șeful marelui stat major și numai câțiva miniștri. Uitați, eu vreau să vă spun de importanță majoră există, în privința există securității naționale. Atenție, domnul Sultan, nu introducem domenii decât dacă ele aduc la acel moment o modalitate de a intra sub impulsul ideii de a afecta securitatea ați națională. Dreptul. Drogurile și multe alte aspecte care au fost. Uite, sănătatea publică. Ați pronunțat cuvântul magic, drogurile. Da. Domnule, e posibil ca în România, e posibil ca în România să existe, așa cum se afirmă, da, în spațiul public, peste 1 milion de consumatori de droguri, da? Nu știu, domne, poate ori fi mai puțin, ori fi 100.000. Domnule, oricât de ar fi... Bun, ce ar trebui făcut din punctul dumneavoastră de vedere? Pe cum ce ar trebui făcut? Dați-mi o soluție. Hai să vă spun, soluția, da, foarte simplă. În Singapore, la un anumit moment dat, era o situație dezastroasă. Ah, bun. Da? E, practic, atunci cineva a zis: domne, nu se poate cu duhul blândeci, da? Cine îndrăznește să intre în Singapore, să introducă un singur gram de drog, pedeapsa cu moartea și este executat. Noi n-avem cum, că așa,
Bun. E imposibil, nu e o soluție, bine, pentru că pedeapsa cu moartea este interzisă. Bine, domnule sultan, îi dăm pedeapsă cu închisoarea pe viață și atunci nu mai are cum să mai vândă droguri, nu mai are cum să mai consume droguri. Și la detențiunea pe viață ei pot fi liberați condiționat. Nu, domnule, de la un măr putred se strigă toată livada. A ajuns copiii în școli. Adică dumneavoastră mizați că înăscuia pedepselor, nu ca să putem. Nu e numai atâta. Totul pornește de la cei 7 ani de acasă. Păi de la educație, vedeți? De la educație. Dar educația în ultimii 34 de ani, în loc să se respecte ce se spune în lege, că se dea 6% din PIB, se dă pe acolo cât se dă și avem România educată. Da. Haideți să lăsăm și pe domnul Gheorghe cred Luca, că soluția, la cred că astea. Soluția o are domnul Gheorghe Luca cu revenirea la credința creștină. Păi da, e foarte bine, vă rog. Domnul Titi, sultan, eu... am ascultat cu mare plăcere. Sigur. Și este subiectul pe care l-ați deschis, consider că este cel mai important, că asta este în prag de alegeri, da. În an electoral. Și păi pentru și faptul, în an electoral trebuie să facem apel și pentru la faptul că au trecut 30 de ani care nu s-au făcut, nu putem învinui pe nimeni. Că, adică avem pe cine învinui. Pe toți care au fost la putere îi putem învinui. Că nu și-au făcut... ce-au promis. Ce-au promis. Și ce-au bine, asta nu-i obligă nimeni. Bun. Întâmplarea este... corect. Întâmplare au jurat în Parlament și știți jurământul ce spune. Așa. Păi, să apere interesul. Foarte bine. Da, jurământul nu atrage o răspundere juridică. Da, domnule, da. Ai jurat înseamnă că n-ai moralitate. Ba, spun, n-ai și moralitate. Cum ai vii să mai ceri votul electoral? Îngroși obrazul și... Foarte frumos a spus dumneavoastră că nu-i putem învinui. Bun, rămâne de problema trecutului. Ce putem face? Problema este ce putem face. Da. Aici este. Ce putem cel mai face? Frumos, ce putem face? Dacă din 35 de ani, 34, n-au făcut, eu garantez 100% că cei care sunt la putere și au fost... sunt mult mai intelectual decât mine și poate putem să spunem viața i-a făcut mai intelectual decât noi toți aici. Și nu avem oameni proști, numai că fac pe proști pentru să-și facă interesele lor. Aici este. Noi avem altceva, soluția pe care a cerut-o, eu aș putea să o dau. Nu știu dacă dumneavoastră o vrea cineva să o pună în temă și spune-ți-o. În practică, vă spun că este unica șansă pe care o putem face. Toată lumea să participe la vot, nu putem obliga să participe la vot. Dar la nivel de primărie, la nivel de orice comunitate, trebuie să existe fiecare alegător să se facă un amendament, să spunem. Dom'le, care câștigă alegeri? Cel mai bun sau cel mai puțin bun? Că, cum a spus antevorbitorii, încă nu s-a afișat pe eticheșul politic cei mai buni sau credibili, care să dea la o parte tot ce a fost până acum. Nu o să se întâmple acest lucru. Și atunci trebuie să venim cu altceva. Da. Bun, trebuie să facem, nu știu, 10, 8, 10, până în 15, 7 sau 2, maxim 20 de puncte pe care, indiferent cine este la putere, n-are voie să treacă mai ceva ca Constituția țării. Dacă le-am încălcat, culmea. Conform la final, un amendament la final, cei în putere sau, nu știu, nu-i numesc eu, că trebuie să-i ceară demisia, să-și dea demisia pentru că nu și-a făcut. Nu trebuie să așteptăm 4 ani, 8 ani, 10 ani, 12, atâția ani. Și asta este. Adică, în afară, românul, cum a spus dumneavoastră, că este suveran în țara lui, bun, dă votul și stă pasiv cât merg la vot. 20%, 30%. Nu sunt capabil să merg. Dacă ar merge 80-90%, atunci s-ar schimba... Cei care sunt la putere, domnule, dacă nu facem dreptate, culmea, la următorul mandat, poporul ne-a ras. Ei, și atunci, dacă prin vot. Prin vot. Lumea prin nu... Că altă soluție de a decât dacă îi pune pe toți la frizeri să se radă cap. Și atunci, dacă există aceste puncte care cei care au câștigat alegerile, pe frate, trebuie să mă îndeplinești ceea ce este în bază. Nu fac aia, mă radă cap. Știți ce se întâmplă? E o idee nobilă dacă exista o voință politică și dacă cei decidenții noștri politici au luat în considerare, a fi bun un chestionar în care să bifeze, ai făcut A, B, C, D, păi nu l-ai făcut, dar l-ai promis,
atunci dă-ți demisia. Însă acest lucru nu se va întâmpla. Pentru că politicienii noștri sunt atât de ahiați după putere, oamenii care ajung acolo și mulți dintre ei au investit foarte mulți bani, vor să-și recupereze investiția asta pe de-o parte, plus că ei sunt conduși de niște grupuri de interes din spatele lor, din lateralul lor, din afara țării și nu văd aici, văd foarte mulți români revoltați, însă ce nu înțeleg eu atunci când au votat aderarea la comunitatea asta europeană, care aduce foarte multe lucruri bune. Asta e realitatea. Însă, la pachet cu ele vin și aceste politici neoliberale în momentul de față în care, vedeți, expansiunea asta a drogurilor. România până în anii 96-97 era o piață, nu era o piață de consum, era doar tranzit. Însă, mă uit, eu locuind în America, văzând în orașele mari din America ce se întâmplă acolo, în orașe mari ca New York, San Francisco, vedem mii de drogați pe străzi, zombie, mii, domnul Titi Sultan, dorm în corturi, sunt mii. Văzând în toate orașele mari ale Americii unde conduc acești democrați, văzând la Bruxelles, văzând sunt cartiere unde nu intri, văzând Londra, enclave întregi de cetățeni imigranți care au venit și își impun credința lor, care e mult mai puternică față de ce e credința noastră, văzând ce se întâmplă acolo, asta, așa văd eu lucrurile. Ce e acolo? Va veni și România în următorii 4-50 ani. Lucrurile astea se întâmplă. Ei vor implementa toată această agendă și în România. Iar liberalizarea drogurilor, da, sunt de acord să facă pedepse mai mari pentru traficanții de droguri. Asta ar fi soluția. În primul rând, pedepse coerente. Pedepse care să-i facă să simtă pe cei care vând droguri copiilor, să simtă 10-15 ani de închisoare, pentru că în momentul de față, după 3-6 luni, ies afară, un an, 2 ani. Nu sunt. Și mai ales, ei și-au dat seama aceste elite. Cum corup un popor mai ușor? Liberalizez drogurile, pentru că vor fi generații întregi de copii care să droghează, ei nu mai au timp să gândească la politică, la economie, la ce se va întâmpla. Liberalizez aceste ideologii noi LGBT care vin din afară, în care debusolez copiii. Lucrurile astea se întâmplă, sunt aprobate în Parlament, vor veni legi după alegeri. Veți vedea că ține de voința Parlamentului și Parlamentul e supus voinței europene. Și lucrurile astea se vor. Noi nu ne dorim lucrurile astea, însă tocmai de-aia vedem perspectivul politic în Germania, Alternative for Deutschland, vedem în English Defense League în Marea Britanie, vedem republicanii conduși de Donald Trump, care în perioada asta s-a întâlnit cu vecinul, președintele țării Ungariei, Victor Orban, s-a întâlnit și unul din favoriții, el este unul din favoriții lui, a spus președintele Trump. Deci gândiți-vă așa, în momentul în care, să zicem că republicanii vor ajunge la putere în Anglia, în America, ce voi face ei? Vor avea o relație corectă cu liderii aceiași grupări de dreapta. Cine este liderul? Contează cine va e foarte important. Este foarte important ce se întâmplă la noi. Mai majoritatea politicienilor noștri stau cu capul plecați la democrați și la vederea asta de stânga liberală. Însă, în foarte scurt timp, în America se vor face niște schimbări masive. Cu cine va colabora președintele Donald Trump în România? E o întrebare foarte pertinentă. Știm deja cu cine va colabora în Europa. Favoritul său este Victor Orban. Tocmai de asta s-au făcut poluri și poluri în Marea Britanie și partidele de dreapta au început să aibă din ce în ce mai multă întâietate pentru voturi, tocmai pentru faptul că se preconizează o politică de dreapta în mai toată Europa. Oamenii și-au dat seama că acest neoliberalism dus deoparte nu e bine pentru noi. Noi nu trăim bine. Noi românii trăim foarte prost. Da, trebuie să luăm atitudine și vom vedea cum. Dragoș Popovici. Domnul Sultan, eu m-am gândit acum în timp ce vorbea colegul de platou și celălalt am spus, singura șansă pentru noi ca popor este să ne manifestăm ca un tot unitar. Toți pentru unul, unul pentru toți. Conform acestui principiu, trebuie ca poporul român să pună mai presus de orice idealul național, interesul național. Și ca să se întâmple treaba asta, cum zicea Nicolae Bălcescu, românii vor fi puternici numai când se vor uni într-un singur corp politic, soluția ar fi ca, așa cum este într-o serie de țări din lume, prezența la vot să fie obligatorie. Și atunci nu mai avem doar 30%, pentru că practic cei care conduc țara n-au nicio legitimitate din moment ce ei au fost votați doar de 30% din electorat. Practic i-au votat echipa lor, PSD-ul e votat de oamenii lor, PNL-ul de oamenii lor, UDMR-ul de oamenii lor și asta se perpetuează de 34 de ani aproape. Ceilalți
n-au nicio șansă, mai ales că partidele parlamentare au sume exorbitante de la banul public, de la buget. Au nicio șansă pentru că nu-și creează șanse. Bun, și atunci... Nu-și creează, dumneavoastră, eu... plecați de la o ipoteză greșită, plecați că ei doresc această schimbare, ei nu doresc. Păi știu că nu doresc. E utopie și binevenită, însă plecați de la o premisă greșită. Lucrurile astea nu se va... Dumneavoastră a spus că să se unească toți românii. Nu se vor uni, nu pentru că nu vor ei, pentru că sunt forțe, anumite forțe în România care exact asta fac, dividează. Bun. Și fac asta foarte bine și au reușit foarte bine. Este 32 de ani. De vide Timpera de 34 de ani, dar România, neamul ăsta a mai parcurs în istoria lui milenară situații în care practic eram pe marginea prăpastiei, da? Și a apărut atunci Speranța un Mihai Viteazu, un Ștefan cel Mare, un Alexandru Ioan Cuza. Și cine Cuza. Apare acum? Acum, nu știu, e posibil. Sunt oameni în spațiu public, cum a fost un Corneliu Vadim Tudor, da? Dumnezeu să-l odihnească. Un om... Dumneavoastră a spus că educația e la pământ. De unde se mai naște un Vadim Tudor? Să știți că există oameni. Uite, domnul Cotinghiu, cred că ar fi un om politic de valoare. Da? Că, practic, dacă vrea să intre în politică. Dacă. E, vedeți, dacă e porc de câine. Eu nu folosesc cuvântul dacă din 1967. Da. Vedeți, uitați, un om care la fel Domnul Luca, dacă intră în politică. Puțin. Deci, un om care a apărut în spațiul... Domnul Sultan, deci un om care a apărut în spațiul public și are un discurs coerent, domnul doctor Călin Georgescu. Da? Și nu numai dânsul. Eu vă spun, dar l-ați mai văzut în spațiul public în ultimul timp? Știu, pentru că... Dar de ce? Acum o să vă spun un lucru. Foarte bine. Nu, poate o să vă spun un lucru. Multe. Eu am studiat foarte mult viața oamenilor politici mari. Cum a fost un... să zic, un Ronald Reagan, care la o vârstă avansată a ajuns președintele SUA. Da. Un, să zic, Joe Biden, o Margaret Thatcher, da? O Golda Meir, deci oameni, un, să zic, Gandhi, da? Da? Deci oameni care au reușit să tragă poporul după ei, da? Uh-huh. E, asta avem noi nevoie în momentul de față. Și pe cine vedeți anul ăsta? Pentru că nu știu, eu vă spun. Să tragă poporul. Mai e timp? Eu zic că ar mai fi. Să știți pentru că... alegerile prezidențiale, dar însă... Domnul da, terminați-vă ideea să vă explic cum e cu răspunderea. Acum, ce se întâmplă? Noi de la Consiliul Unirii am considerat că este bine să ne adresăm acelor oameni care practic au o cultură enciclopedică și care au soluții, că e ușor să critici. Dom'le, aia nu merge, aia nu merge. Dar trebuie să ai soluții viabile, programe, și care stala, soluțiile, strategii. Dați-mi exemplu de deci câteva soluții. Eu de 6 ani, de când am luat prima dată contact cu... De mai mulți ani, de fapt, de când am luat contact prima dată cu răposatul Ionel Haidu, care conducea Academia Română. Da. Atunci am mers la dânsul în problema Roșia Montană. Aveam o insignă în piept, salvați Roșia Montană. Bun. Și dânsul mi-a zis așa, domnul, eram președintele Asociației Culturale Renașterea Neamului Române. Și zice, domnul președinte, știți ceva? Academia Română nu face politică, dar asta nu vă împiedică pe dumneavoastră să luați de pe site-ul Academiei Române poziția Academiei Române în problema Roșia Montană. Și eu vă spun, ca ingineri chimici ce sunt la bază, că strategia Academiei Române e perfect științific fundamentată. Bun, vedeți, pe parcurs s-au întâmplat o serie de lucruri, dar, domnule, Roșia Montană face parte din, să zic, din domeniul de, din patrimoniu cultural al României. Și nu numai cultural, patrimoniu de bogății care se află acolo, greu de calculat. Acolo sunt pe lângă aur, metale rare, wolfram. Suntem poate cea mai bogată țară din lume în materie de wolfram. Da, dar cine le extrage? E, vedeți, asta e. Până în 89, până în 89, noi nu aveam nevoie să vină alții să ne învețe cum să extragem gaze, petrol. Am fost prima țară din lume care am folosit petrol lampant la iluminat public. Da. Ei, vedeți dumneavoastră, în momentul de față România are nevoie ca oamenii care simt românește, care sunt patrioți adevărați, să se unească în cuget și simțire și să facă ce trebuie, pentru că avem... Dom'le, se unesc în cuget și simțire, dar pe baza cărui principii și ce soluții? Păi, principiul... Asta v-am întrebat. Ne unim Sultan. Și ce facem? Domnul ne unim Sultan. Și... Uite, vă spun, vă dau soluții. Dați-mi exemplu. Vă dau soluții. Ne unim ca să ce? Deci, numai puțin.
pentru o renaștere economică cum și spirituală. Faci? Care sunt ideile de renaștere? Ideile de renaștere sunt simple. A spus deci, și la Academia Română i-am rugat anul trecut și domnul secretar general a organizat o conferință dezbatere la care s-a analizat agricultura românească, evoluția ei din 90 până în prezent. Perfect. Și cu o strategie pe termen lung în continuare, la care a participat membrii ai secției de științe agricole a Academiei, care nu se poate spune că sunt diletanți în materie. Dar n-a zis nimeni. Și ce au făcut? Bun, vreau să vă spun. La ce concluzie au ajuns? Au făcut o rezoluție pe câteva pagini, doar pe trei pagini, patru pagini, cu trei concluzii clare. Așa. Durerea este că sectoarele, cum este agricultura, sunt conduse de niște oameni care zic că se pricep, dar faptele demonstrează clar că nu se pricep, da? Deci sunt diletanți care zic experți, specialiști în agricultură, în energie. Uitați, la energie, ministrul energiei este Sebastian Burdujean. N-are nicio pregătire în domeniul energetic, da? În loc să poate fie e un manager. Nu, lăsați. Eu îl cunosc de când era la Liga Studenților Români din străinătate. E altceva, e alt domeniu. Totuși un tip capabil. Uitați, deci, cu celălalt cu PED, Curtea, adică, de Conturi, Curtea de Conturi a verificat ANRE-ul și a văzut că sunt niște prețuri atât de exagerate la distribuție, care depășesc de nu știu câte ori prețul de producție al energiei electrice. Deci sunt niște lucruri care sunt total anormale din punct de vedere economic. Sunt soluțiile de rezolvare a problemelor Uitați, eu vă spun o soluție simplă și cu asta. De 10 minute v-am întrebat. Bun, deci eu vă spun. Uitați, probabil ați auzit de programul Eco Hornets. Păi asta, ia sigur că asta. Vedeți, că dumneavoastră știți bine că acest program există. Bun, de ce credeți că nu vor autoritățile? Păi foarte simplu, pentru că multinaționale cum este Engie și alte companii care se ocupă doar de, nu de producere, de distribuție, pentru că distribuția înseamnă aproape zero lei investiție, că n-au făcut nicio modernizare, ei au preluat o rețea existentă în 89, n-au făcut aproape nicio modernizare, dar au beneficii uriașe, uriașe din distribuția. Ei nu contribuie la producerea energiei electrice, hidroelectrice și nuclear și așa mai departe cu nimic. Da. Dar ei beneficiază, da? Ori aici este problema că factorul politic nu acționează conform interesului național. Servește exclusiv interesele multinaționalelor care, practic, ele decid politica economică a României. Asta trebuie curmat și tăiat în carne vie. Să facem acest lucru, încă o dată revenim la politică. Să-i dăm și domnului Gheorghe Luca cuvântul. Ca să revenim la realitate. Până atunci, ca să nu uit, și imediat vă dau cuvântul, ați vorbit despre posibilitatea de a-și da demisia sau a fi revocați politicienii înainte de expirarea mandatului. Anul ăsta se întâmplă în premierie o anomalie. Deci vor fi primari aleși și primari în funcție. Domnule, cum se rezolvă asta, domnule? Păi deci până în mod normal trebuie să plătesc un singur primar, acum voi plăti doi primari până îi expiră mandatul lui ăla, că nu pot să-i zic, marși acasă, pleacă. Nu plătește nimeni, ci în momentul în care se încheie mandatul celui în funcție, atunci ăla va fi plătit, pentru că nu a depus jurământul ca primar. Nu poate să fie doi primari în același timp. Bun. Ca și doi președinți în același timp. Ca și nu știu câți consilieri. Dar haideți să discutăm un aspect. Și imediat vă dau cuvântul. Ați vorbit despre posibilitatea de a revoca un om politic în timpul exercitării mandatului dacă nu își îndeplinește promisiunile făcute în fața electoratului. Normal, așa ar trebui să fie, mai ales datorită modului defectuos în care politicienii acționează care după ce simț, sunt aleși. Domne, bun simț, ei însă dau obrazul se gros. Bucură de mandatul reprezentativ. Este prevăzut în Constituție și aici mergem foarte clar. Știu, este un articol constituțional 69 unde spune că în exercitarea mandatului deputații și senatorii sunt un serviciu poporului. Iorgovan este cel care cu echipa lui a făcut Constituția de așa manieră încât putea să modifice acolo în 2003 dacă nu le convenea, însă nu a fost făcut. N-au vrut. Păi și spune că ce orice mandat imperativ este nul. Corect. Foarte corect cum e prevăzut în
Constituție. De ce? A răspunde în fața alegătorilor pentru modul în care se exercită mandatul ar trebui să fie un mandat imperativ care ar corespunde unui contract de mandat între alegător și ales. În virtutea căreia alesul ar trebui să-și exercite mandatul în concordanță cu ce vin cu aberații în Parlament, proiecte legislative care n-au nicio legătură cu electoratul. Da. Problema este că acest contract de mandat este specific dreptului privat, iar mandatul parlamentar este un mandat de drept public. Se bat cap în cap. În România, o singură dată, în Constituția din 1952, la articolul 101, dacă nu mă înșel, reglementa faptul că cei aleși răspund în fața alegătorului de modul cum își îndeplinesc mandatul. Frumos. În Statele Unite, în unele state, mai există încă instituția Recall. Și în Elveția mai există, pentru că e democrație, acolo e democrație directă, participativă. Dar în România nu poți să introduci mandatul imperativ, fiindcă nu dă voie Constituția. Nu dă voie Constituția odată și doi, în niciun stat membru al Uniunii Europene nu există această modalitate. În privința votului obligatoriu, s-a mai discutat, a fost și o propunere, dacă nu mă înșel, la USR sau nu a Forței Dreptei, însă pentru a putea introduce votul obligatoriu trebuie să modifici Constituția. Păi pentru vedeți că sunt două articole unde spun că votul este universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Deci, în privința acestui mandat imperativ, nu se poate. Nu există decât o răspundere morală, politică a parlamentarului față adică de partid. Niciun fel de se bucură de imunitate. Singura posibilitate de a-i revoca mandatul este fie să-și dea demisia, fie să fie retrasă imunitatea parlamentară și așa mai departe. Însă, în privința ceea ce spuneți dumneavoastră, haideți să vedem partide care vin la putere și dețin majoritatea, fac schimbări legislative eficiente, cum ar fi abrogarea sau limitarea sumelor pe care le primesc partidele politice parlamentare potrivit legii. N-ar trebui să primească nicio sumă. Da? De acord. Da, iau membrii să plătească cotizații și atât. Sunt de acord, pentru că practic prin această subvenție primită de partidele politice, o dată discriminare față de ceilalți competitori electorali, doi, s-a distrus, dacă vreți, libertatea presei, pentru că, în mod evident, partide care au contracte cu anumite mijloace mass media, care vorbesc televiziuni, trusturi de presă, online și așa mai departe, fac în așa fel încât, dacă ai contract cu el și îți vine în emisiune, nu poți să vorbească tot ce vrei. Asta e, din păcate. Aici nu s-au gândit că se creează această modalitate. Nu s-au gândit. Mai mult decât atât, din bani publici, din banii pe care noi plătim, noi plătim ca să-și facă ei campanie. Ei au un articolul 25 din lege, că asta e, mijloacele unde pot fi banii cheltuiți, și anume printre ele este presă și propagandă, la litera C, consultanță politică sau posibilitatea, la clientela lor se posibilitatea de a crea spoturi și așa mai departe electorale, tot din banii firme noștri, de apartament de care beneficiază de bani. Care celelalte partide, ca să se ducă oamenii, să se deplaseze în teritoriu, îți trebuie bani, îți trebuie pe benzină. Ei le au deja de la bugetul de stat. Să sigur. Vă completez, tocmai așa, ca să înțeleagă telespectatorii, sistemul ăsta pe care l-au creat acești decidenți politici de 34 de ani, e foarte greu de penetrat. Sunt atât de bine consolidații ei cu afacerile lor, cu toate aceste legi în favoarea lor, legi care ajută pe ei, legi făcute special pentru ca ei. Partidele astea mici să nu aibă nici cea mai mică șansă de a penetra acest spectru politic. Tocmai lucrul ăsta se întâmplă în America, se întâmplă, au problema asta și în America, pentru că din anii 1944 s-a creat atunci inițial în problema cu al doilea război mondial OSS-ul, iar după 3-4 ani mai târziu președintele Truman și-a dat seama de importanța acestor servicii și a încercat să le închidă, după care au format CIA-ul împreună cu FBI-ul, au făcut o grămadă de lucruri în America de care americanii nu sunt mândri, și faptul că în America există acest sistem, am putut
să-l vedem și în Franța, când Marine Le Pen a ajuns în finală cu Macron și imediat i s-a scos un dosar de la daftalină. Deci lucrurile astea se întâmplă și în Europa. Și în România sistemul este atât de bine pus la punct încât e foarte greu în momentul de față ca un partid mic să vină să facă o schimbare majoră în România. Nu excludem soluția ca un om, o mișcare, să vină să aibă o idee, să revoluționeze într-un fel sau altul, să penetreze acest sistem, să aibă o, ca oamenii să-l iubească și să-l voteze, dar trebuie să fie votată această mișcare, această persoană cu o majoritate, ca să nu mai existe locuri de, să nu mai existe nimic de interpretat cu acele softuri americane pe care STS-ul le controlează și unde 2-3% sunt marge pe care se pot pierde. Întrebarea mea este către interlocutorii dumneavoastră este tocmai de ce nu înțeleg că voi că au idei, de ce până acum de 30 de ani nu au ieșit să spună în față, să-și găsească niște oameni coerenți, capabili, îngăiți, să-și prezinte ideile și să intre în televiziunile astea mari, mass media, care sunt ale lor, ale partidelor de, partidelor de la guvernare și e foarte greu să le penetrez. De ce nu au venit cu un plan coerent? Dumneavoastră ați întrebat până însu, v-a dat o singură soluție, soluția Hornet. Eu vă spun așa, 3-4 minute, eu pot să vă zic 3-4 soluții reale în care noi putem să relansăm economia în 5-10 ani, să aducem 3-4 milioane de români acasă. Păstrați-le pentru câteva minute, să-i dăm cuvântul și domnului Gheorghe Luca, care e foarte atent la foarte ceea bine. Ce spunem aici. Vă rog. Da, domnul Titi Sultan, problema este, eu o văd foarte constructivă și pentru a avea șansă de soluție, în definitiv, pozitivă pentru tot neamul românesc, este foarte bine că se aduc chestiile negative în, în discuții, dar trebuie să punem marele accent pe chestiile pozitive. Dacă numai, acum, cum antevorbitorul a spus, că într-adevăr, toate partidele la putere n-au făcut nimic de 35 de ani, culmea, acum salvează România. Nu că au făcut... Au făcut pentru ei. Au făcut chestii multe rele. Ei spun că au făcut bine. Bun, ai făcut bine. Dar acum salvezi România. Păi până acum n-ai salvat-o. Problema este cu totul altceva. Și acolo sunt oameni inteligenți. Chiar dacă unii vor să zică că n-am dreptate sau alții, cam... Problema este că sunt conduși din spate. Asta este totul jocul. Dacă în România se spune că ne conduce lumea paralelă, că sunt 13 persoane la plan, pe plan mondial, că nu mă interesează. Dacă ar fi 13 persoane, culmea calendarul, diferența de la calendarul iulian, dacă că facem o, trebuie să facem și o paralelă, că altfel nu înțelegem. Calendarul iulian, de exemplu, s-a impus acum 2050 de ani. Eu spun prin cu binecuvântare divină. Voi pentru venirea Mântuitorului. Întâmplarea face. Calendarul iulian față de calendarul de vin s-a decalat calendarul cu 2 luni de zile. Nimeni, dacă eu m-aș întreba acum în mass media, cred că 99% din români nu știu că noi ne conducem de 7000 de ani, chiar și România, pe teritoriul României și toată planeta, ne conducem după calendarul divin. Dacă vorbim despre calendarul iulian care e introdus de 2050 de ani, culmea s-a decalat din la 1 martie la 1 ianuarie. Și din cauza aceasta, ziua de biset și la ora actuală de 7532 de ani de cât suntem de la Adam, se adaugă la sfârșitul anului divin. Vă spun, pentru că se pune problema calendarului, în materie de calendar se poate foarte bine pe care aduce la zi și dacă totul este perfect, culmea, ne redresăm de la sine. Mai departe, problema orei de vară, un subiect care este mult mai amplu chiar și ca alegerile. La nivel planetal, global, 60% din populația planetei au renunțat că prin o mascaradă forțată s-a trecut la ora de vară. Ei, 60% din populația planetei au renunțat total la ora de vară. Pentru ce se întâmplă? Prin trecerea la ora de vară, fiecare om, adică timpul este creat de Dumnezeu. Vrem, nu vrem, suntem legați direct la pronia divină. Și atunci noi, fiecare om, avem un ceas biologic. Dacă vine cineva și ne dereglează ceasul, totul ne dă peste cap. Și foarte frumos, acum 200 și ceva de ani, mulți doctori, cel mai bun doctor a fost doctorul Hammer în Germania, a fost cel mai bun chirurg în probleme de cancer. Și apoi, după mii de persoane pe care le-au operat de cancer, s-a întâmplat
acum cred că e 20 ceva de ani, nu știu exact data, s-a întâmplat un accident și a fost împușcat copilul lui de 19 ani, Rică. Și de aici a fost un șoc pe familia respectivă și la o lună de zile a murit și soția doctorului Amăr și atunci a fost obligat, zice, nu se poate, în scurt timp, el a, care a fost cel mai bun specialist de pe planetă din Germania în probleme de tratare a cancerului, a spus, cum, eu care am fost cel mai bun, eu am făcut cancer. Și atunci s-a plecat mai atent, domnule, ce am făcut? Și la toți pe care i-avea ca și pacienți, sau încă omul, și a spus, domnule, ce s-a întâmplat la dumneata? Și fiecare a spus, domnule, eu am avut cu tare necaz, cu tare problemă. Și atunci a considerat că stresul și orice șoc pe care declanșează o anumită boală, dacă nu este tratată la timp, boala se imprimă în corpul uman și omul nu mai scapă toată viața de ea până intră în mormânt. Ei, aici este. Aici ora de vară, culmea, este cea mai importantă la ora actuală. În România și foarte pe scurt, spun cu ora de vară, acum vreo 10 ani sau 11 ani, președintele Vadim Tudor, da? Nu Vadim Tudor, am greșit, Vladimir Putin, când s-a trecut la ora, a dat un decret prin iunie și a spus la față de la Uniunea Europeană, toate țările foste Uniuni Sovietice vom trece din toamnă, când trecem la programul de iarnă, se va trece cu program permanent. Apropo, iese la alegeri în Federația Rusă Vladimir Putin? Este la al cincilea mandat și la șocul care e posibil să obțină un nou mandat. Sigur, va ieși tot. Acum să zic sigur din punctul meu de vedere. Dacă ar candida aici în România, l-ați vota? Dacă ar candida în România, pentru ceea ce privește credința pe care o trăiește și o mărturisește, sunt obligat să-l aleg ca președinte. Domnul Dragoș Popovici. Uite, da, imediat. Dacă nu, dacă vrei să mai continuăm. Că vreau să termin ideea cu ora de vară. Dacă la ora când Uniunea Europeană s-a văzut într-un lipsă totală și a spus nu mai avem niciun drept asupra orei de vară și a decretat un anumit decret, sau să zicem, l-a pus în vedere acum două directive, acum 12 ani. Și a spus decizie, că fiecare țară, fiecare stat să se treacă la ora de vară dacă vrea. Dacă vrea sau dacă nu vrea. A dat libertatea totală. Da, culmea. Și apoi a revenit înapoi, zice, nu, fiecare dacă vrea la ora de vară sau la ora de iarnă. Și acum vrea să scoată Parlamentul Uniunii Europene, asta este, forțează din umbră, să face că nu vede și apoi Parlamentul European să se rece la ora de vară permanent. Păi dacă ne rupem de Dumnezeu, culmea ne-a rupt de arborele genealogic și omenirea, nu România, e vorba de omenire, suntem dați. Da, frumoasă prezentare. Vedeți, Petre Țuțea spunea, fără Dumnezeu nu există adevăr. Nu putem să îl contestăm pe Petre Țuțea în anumite lucruri pe care le-a afirmat și care au rămas pentru noi ca un izvor de înțelepciune. Da? În al doilea rând, poporul ăsta, din nefericire, a parcurs de-a lungul istoriei sale multe trădări. Da? Oameni deosebiți care au făcut ceva pentru neamul ăsta au fost trădați și au murit din cauza celor care i-au trădat. Acum, după părerea noastră a celor care am constituit Consiliul Unirii, considerăm că singura noastră șansă ca popor să revenim acolo unde ne este locul este ca să eliminăm toate orgoliile personale care sunt mărunte și lipsite de importanță. De ce? Pentru că înaintașii noștri ne-au lăsat o țară care este bogată, frumoasă și în care putem să trăim toți aici în respect reciproc și să conlucrăm la bunăstarea generală. Din nefericire, în ultimii 34 de ani, nu știu câte milioane, că nu se știe exact numărul, români au plecat din țară tocmai pentru că n-au avut un loc de muncă și munca nu este plătită la adevărata valoare în România. Credeți că acești oameni nu s-ar întoarce mâine în România în cazul în care ar vedea că există o guvernare care să vrea
să relanseze economic România. Dom'le, o singură fabrică, o singură uzină se construiască în fiecare județ și atunci este un izvor de muncă, un loc de muncă asigurat pentru oameni, că poporul român e un popor de oameni muncitori. Și nu există că nu fac muncă de calitate. Asta este o minciună. Dimpotrivă, la noi există vorba aia, meseria brățară de aur, da? Deci noi avem niște tradiții bune, dar din nefericire, în ultimii 34 de ani, nu știu cum s-a întâmplat, parcă am luat tot ce e mai rău de la alții, dânsul care a fost în multe țări, eu am fost doar în câteva țări în Europa, că am fost 12 ani lider sindical și am mers la mai multe congrese. Am constatat acolo, vorbind cu elita sindicatelor din Europa, că ei sunt cu ani lumină înaintea noastră. Ei sunt solidari, spre deosebire de noi, care suntem dezbinați. Deci asta este marea soluție pentru noi. Să nu mai fim dezbinați, să înțelegem că toți avem un singur interes. Ca să lăsăm copiilor noștri, cum zicea Ștefan cel Mare, România nu este a noastră, este a urmașilor noștri, acum și în veacul vecilor. Cum a zis domnul Dragoș, domnul Cotichiu, dacă se continuă la domnul Dragoș, dacă se poate. Da, să resens, pot să vă spun imediat, câte patru imediat, soluții, însă aș vrea să spun că dânsul a subliniat că românii sunt și au fost un neam de trădători, sau foarte bine, unii trădători. Dintre ei, da. Unii, și dați-mi voi să vă spun că același lucru s-a întâmplat în Anglia, în Marea Britanie, în vikingi, în Franța, mai toți, toate popoarele. Dar nu mă interesează ce. Păi da, dar e important să nu scoatem în evidență noi că suntem o nație. Noi nu suntem așa și realitatea este că am avut trei mari imperii lângă noi, Imperiul Otoman, Imperiul Rus. Și au dispărut toate. Și noi suntem aici. Și asta e cea mai mare dovadă că noi, așa cum suntem noi, totuși trăim și existăm. Încă existăm. Ne-am păstrat suveranitatea și integritatea teritorială. Este nevoie de o suveranitate economică, financiară și politică, iar decidenții noștri politici, cei care ar trebui să ne reprezinte pe noi, ar trebui să înțeleagă că interesele noastre nu ni le reprezintă nimeni mai bine decât noi înșine. Noi nu putem să ne bazăm pe America sau pe comunitatea europeană că vor veni ei și vor face ce e bine pentru noi. Ei vor face ce e bine pentru ei. Corect. Asta e clar. Iar noi nu putem să ne lăsăm pe ureche că să stai că lucrurile astea se vor întâmpla și va fi bine pentru noi. Însă, niciodată. Ce vreau să vă spun este că cunosc foarte mulți oameni capabili în Occident, români care au ajuns în funcții de răspundere în Marea Britanie, în Franța, în Germania, economiști, profesori, doctori, oameni recunoscuți acolo. Acești oameni au venit în România, vor să ajungă, își iubesc țara, iubesc țara mai mult decât noi cei care locuim în România. Corect. Și vă rog să mă credeți, dacă li s-ar oferi niște oportunități economice, în primul rând, pentru că au nevoie de salarii, sunt învățați acolo cu niște salarii foarte mari și noi trebuie să le oferim cel puțin jumătate sau cel puțin, nu știu, ceva care să compenseze cumva, ar veni și în primul și în al doilea rând oferim, să le oferim respect. Și respect în relațiile cu instituțiile, mai ales principala noastră problemă este statul. Principala noastră, eu sunt antreprenor, știți foarte bine, eu încerc și cred că soluția economică constă în întreprinderi mici și mijlocii, în afacerile de familie. Dacă noi încurajăm aceste întreprinderi mici și mijlocii să fie încurajăm să devină prospere, noi toți vom fi prosperi. Noi nu putem să ne bazăm că statul ne va face și ne va da. Statul nu face decât să ducă politici neoliberale, progresiste, proaste. Împrumută, le regăsim în America, au 30 de trilioane, le regăsim în Marea Britanie. Colegul de Pratau a spus ceva de Margaret Thatcher, ca și cum ar fi o mare persoană, a pus-o lângă Gandhi. Vreau să-i spun domnului coleg de platou că Margaret Thatcher avea prieten pedofil și se știa de lucrul ăsta. Margaret Thatcher a fost prima care a început privatizarea în Marea Britanie și au recunoscut britanici acum că toate aceste privatizări au fost defectuoase în defavoarea statului englez și vor să le aducă înapoi, pentru că de când au privatizat, prețurile cresc în continuu. Ca și la noi. Gândiți-vă că la noi factura noastră de gaze este de 3 ori mai scumpă decât din Spania. Factura noastră de gaze de o două ori mai scumpă decât în Germania, unde nu au resurse noastre. Noi suntem folosiți de aceste elite globaliste, suntem folosiți, abuzați. Îi dau dreptul la replică dacă are ceva cu el să-mi spună, însă vreau doar să-mi închid punctul de vedere o secundă.
Însă ce mi-aș dori eu de la dânsii, care sunt decident, sunt politic, fac politică, mă, că nu pot să spun că sunt politic. Luca, nu știu dacă face mi-aș dori, nu mă interesează. Politică, face politică, dar trebuie să ajut. E foarte bine și cred lucrul ăsta și mă bucur pentru că adevăr, comunitatea europeană nu încurajează religia, comunitatea europeană nu încurajează, să spune, chiar preoții la care mă duc eu îmi spun că e un război împotriva lor. Deci de 10-12 ani sunt atacați permanent. E o încercare de discreditare a bisericii și realitatea este că tineretul din ziua de azi, toată ziua pe internet, Facebook, Instagram, pe toate acele, greu mai vezi la biserică, greu mai vezi să creadă în tradițiile astea, în valorile tradiționale, în familie, în conștiință. Însă vreau să le spun că acești conducători care ne conduc, la un moment dat lucrurile se vor schimba. Iar noi suntem cu adevărat urmașii lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, Alexandru Ioan Cuza și prin noi, suntem cei care vom duce România mai departe. Nu ei, cei care ne conduc, pentru că ne conduc prost, ne conduc de 34 de ani, absolut tot ce fac în defavoarea noastră. Pachete de legi care ne constrâng drepturile zilnic, elaborează legi zilnice care sunt în defavoarea noastră. Noi nu ne dorim aceste legi. Noi nu dorim. Deci, vreau să vă spun un lucru. Seneca, nu, domnul Luca. Și apoi domnul Tite, Popovici, problema este cei doi antivorbitori au vorbit nu frumos, extraordinar de frumos. Într-adevăr, noi suntem cei care salvăm România. Păi da. Nu conducerea. Noi întreg poporul. Dacă tot poporul nu muncește, poți să avem 500 sau 1000 de parlamentari, că nu o să facă nimic. Bun, noi suntem. Bun, ce a spus domnul Popovici. Într-adevăr, România a dat cele mai mari gene ale umanității. În România s-au născut. Și celălalt coleg, dacă vrem, noi putem fi, noi putem fi și Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân, dar nu să ne războim nici cu, că acum, bun, suntem în democrație, nu trebuie să ne mai războim, trebuie să punem omul la muncă și tot ce facem, eu când fac ceva, spun, domne, am vreun semăn sau un frate într-un Hristos care îi fac rău? Nu. Ei, dacă nu, înseamnă că lucrarea mea este pozitivă. Dacă eu îi fac rău la toți în jurul meu și doar mie îmi fac bine, atunci trebuie să mă opresc, că acea lucrare nu e constructivă. Asta trebuie să facem, noi să ne creăm bine tuturor, nu doar mie, că dacă mi-am făcut mie, nu sunt bun pentru umanitate, pentru societate, pentru neamul român. Doar o mică paranteză, aș vrea să mă completez. Sigur. Politicienii noștri și oamenii de rând trebuie să înțeleagă că există un război economic. Atenție, există un război economic. Asta e foarte important. Noi nu vrem război, însă există acest război economic. Dacă noi nu înțelegem că noi trebuie cumva să ne depășim condiția, să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și să încercăm să ne focusăm pentru interesul nostru, iar marea majoritate a politicienilor nu vor face lucrurile astea. Noi trebuie să venim cu soluții și dânșii ar trebui să vină cu niște lideri coerenți pe care populația să-i voteze. Asta e, așa văd eu lucrurile. Da. Acum, asta este salvarea, într-adevăr, numai un pic și asta este singura salvare. Dacă noi ne ajutăm și punem umărul și să construim ceea ce fac, să spunem că cel mai bun ar fi, dacă, hai să-l folosim, acum că el avea lângă noi pe domnul Dragoș, să spunem că este Ștefan cel Mare. Păi dacă eu fac ceva și aduc ceva, atingerii președintele statului sau domnitorului pe care îl am, înseamnă că nu suntem, trebuie să fim uniți. Exact. Dacă nu ne unim în dogmă și adevăr, că de pe aici, aici este cheia și lăcatul, că trebuie să ne întâlnim cu Dumnezeu numai prin biserică. Și preoții sunt cei mai ispitiți de cei negativi, să nu spun demon sau și așa mai departe. Da. Toate păcatele pe care poporul se duce la preot, dacă poporul ar vrea să facă ceva. Culmea, conducerea bisericii, nu bisericii, conducerea patriarhiei în sine, nu este poate persoana indicată. Nu trebuie să o acuzăm. Dom'le, dar se poate îndrepta. Să știți că orice persoană care a greșit, se poate îndrepta mai ceva care, cineva care n-a făcut nimica. Aici trebuie să... pe care îi avem, dacă știm să-i folosim și știm ce să le cerim, culmea, noi și ne unim, chiar facem lucrurile, nu cum spune în 10 ani, mult mai repede, le facem într-un an să meargă. Dar trebuie să existe această dragoste de la cel de jos până la președintele țării. Acum n-am nimic cu președinte Claudiu Ioanes. L-am ales cu dragă inimă. Dar îmi pare foarte rău că l-am ales. Toți președinții de stat care au fost până acum n-au făcut risipul României cât a făcut Claudiu Ioanes de 10 ori. Nu mai spun de
Dar asta e. S-a plimbat. Am, am crezut că, domnule, dacă nu am ales atâția români, hai să alegem un neamț. Hei, nu mi-a sărit fisa la timp și copiii și familia și toți. Dar, domnule, trebuie să alegem un neamț. Păi și anul ăsta pe cine alegeți? Este, este mai punctual. Mai, și regele Ferdinand este care ne-a introdus calendarul obligatoriu iulian în România și de atunci totul merge. Avem diplome de ortodox, dar suntem de alte nații. Dacă nu suntem, nu iubim poporul, nu contează diplome care. Dacă nu iubim de cel de jos și se prospere România, nu facem nimic. Asta este. Corect. Și mă iertați pentru că v-am luat. Nu, foarte bine. Durerea este că noi nu înțelegem un lucru. Dom'le, noi nu descoperim roata nici apa caldă, dom'le. Au fost alții înaintea noastră cu mii de ani care au gândit și au gândit bine, da? Noi acum încercăm să arătăm cât de deștept suntem și așa mai departe. Vedeți, Einstein a zis foarte frumos, prostia umană și universul nu are limită. Cu privire la univers mă mai îndoiesc, dar la prostia umană nu. E, la noi funcționează acea chestie care e urâtă. Perseverare, erare humanum est, perseverare diabolicum est. Dom'le, să greșești e omenesc. Dar să perseverezi în greșeală e o prostie. Dom'le, vedem bine că votul pe liste practic promovează oameni care sunt oameni mici la suflet și la competență, da? Deci oameni care și-au luat poate diploma la facultăți de diplome, da? Nu se mai învață cum se învăța carte când am dat eu în 67 la facultatea de drept. Atunci aveam profesori care pur și simplu veneam la curs, domne, îi sorbeam toate cuvintele, pentru că erau oameni care ți impuneau prin cunoștințele lor foarte vaste, dar da, și prin ținuta lor ca om, ca morală, ca îmbrăcăminte, ca tot ce vrei. Da? Astăzi, din nefericire, situația a decăzut foarte mult. Seneca spunea că binele nu constă într-un obiect, ci într-un tip de alegere. Deci, permanent, Dumnezeu ne-a dat nouă, ca ființe umane, suntem singura ființă de pe pământ care noi avem liberul arbitru. Deci avem puterea să alegem între a alege între bine și rău. Alegem bine, urcăm nouă trepte și ajungem la porțile raiului. Alegem rău, coborâm nouă trepte și ajungem la porțile iadului. Pentru mulți dintre noi, este iadul pe pământ ceea ce trăim, da? Uitați-vă, practic omenirea de la al doilea război mondial încoace a fost un șir neîntrerupt de focare de conflict provocate de cine? De oameni care au un singur interes, să-și vândă armamentul, da? Și actualul conflict Rusia-Ucraina este tot o mașinațiune care se va termina în clipa când hotărăsc cele două puteri, Rusia și America, gata, domne, am făcut circ destul, ne-am atins scopul, ne-am epuizat tot armamentul care era depășit și acum ce rost are să mai continuăm un conflict care a pornit aiurea și se termină mai departe. Vedeți, spunea tot un mare filozof, nu cerul este limita, ci mintea fiecăruia. Acum depinde câtă minte ai. E o vorbă la români, să-i dea românului mintea țăranului aia de pe urmă. Vedeți? După 34 de ani, eu cred că poporul ăsta în sfârșit s-a trezit și urmează să facă ceea ce trebuia să facă de mult. Ce? Să facă curățenie de sus până cum? Jos. Foarte simplu. Nu poți să faci curățenie decât ăia 70% care n-au ieșit la vot, să iasă la vot și noi Consiliul Unirii, de asta am inițiat această întâlnire, poate este pentru cam... ce dată? Ca să... Nu, n-am fixat o dată. Și unde? Unde i-a schemat pe toți? La București. Unde? Ca păi, să nu fie foarte mulți. E, să vină mulți. Auziți, oricât ar fi... Păi nu dacă o să vină atât de mulți, că de toate auziți, domnul Sultan, domnul Sultan, măcar să vină... Câți? Auziți, măcar să vină. Bun, sunt stadioane, sunt modalități diferite de a... Îi chemați pe un stadion? Nu neapărat, nu domnul Sultan. Okay. Păi nu, dar unde îi chemați? Că trebuie să-i chemați undeva. Domnul ne întâlnim Sultan. Unde? Păi ce ne întâlnim? Ne întâlnim? Ca să-i unească, a spus ca uite, să se unească. Uite, dumneavoastră știți bine, ați participat ca invitat, ca observator al mass media,
la întâlnirile blocului suveran național. Da, acolo ați văzut. Au venit oameni care sunt demni de tot respectul, inclusiv fost prim-ministru, fost ministru. Dom'le, au vorbit frumos, dar nu s-a întâmplat nimic până acum, da? Concret. Adică vorbe. Vedeți, la vorbe românii se nasc și poeți, și pricepuți la fotbal, la poezie, la toate, inclusiv la politică. Dom'le, dacă vrei să schimbi ceva, în cazul în care vrei să schimbi ceva, intră în luptă. Pentru că numai luptând, Mihai Viteazu spunea ceva extraordinar. Românii ar fi cei mai puternici din Europa, dar numai că ne cam luptăm prea mult între noi. Asta este durerea. Că noi avem niște orgolii mărunte, toți ne visăm miniștri, senatori, deputați, prim-miniștri, președinți. Dom'le, dar haideți să renunțăm la aceste orgolii și să zicem, dom'le, hai să ne unim și după aia, asta este ideea noastră a Consiliului Unirii, am zis așa, dom'le, hai să ne adunăm, nu știu, suntem 300 de partide neparlamentare, ne adunăm acolo 300 de oameni, președintele de la fiecare partid neparlamentar și hotărâm că facem o alianță a partidelor neparlamentare, a ONG-urilor, a fundațiilor, înregistrate la tribunal. Da, da. Această alianță, de comun acord, stabilește că dintre toate partidele alegem un partid, să zicem, care are o denumire care să corespundă idealului național al românilor. Și atunci, practic, pe lista acelui partid înscriu celelalte partide un singur om, domne, că dacă e un singur om pus, în mod sigur, n-are cum să nu fie ales, da? Da. Și atunci vom avea 300 de oameni de valoare, să zicem, pe listele unui singur partid. Deci nu se pune problema unui alt prag electoral decât ăla de 5%. Având sprijinul a 70% din electorat care n-a ieșit la vot, în mod automat avem șanse și în diaspora, că de-aia ne adresăm și diasporii, să îi batem zdrobitor pe cei care conduc țara de 34 de ani, care sunt în Parlament și care au demonstrat incompetență totală în administrarea banului public, pentru că vedem că merge din rău în mai rău. În domeniul energiei, în domeniul agriculturii, în domeniul educației, în domeniul sănătății, orice domeniu vreți să luați, eu nu zic că nu s-au făcut și lucruri bune în ultimii 34 de ani. Din păcate nu mai avem decât un minut de fiecare, cu excepția domnului Cotinghiu, care trebuie să vorbească 3-4 minute. Vreau să folosesc acest minut ca să vă citesc doar un singur lucru. Și apoi domnul Cotinghiu 5 și bun, domnul Nicolae Iorga. Nicolae Iorga, în viață, în simțire, în scris, în gând, când te uiți bine, rămâne mai ales ce ai dăruit altora, ce ai lăsat de la tine, ce ai jertfit pentru societate. Excepțional. Și Nicolae Iorga spunea că suntem singura țară din lume înconjurată de români. Și mai spunea un lucru, cel mai trist lucru care se poate întâmpla în viața unui om și a unui popor este pribegia. Vedeți? Ultima întrebare către domnul Popovici, cu care credeți că va fi configurația politică după alegeri? Din cine credeți că va fi formată majoritatea? Așa, în exclusivitate, asta părerea mea, părerea mea este mai, că poporul român va câștiga acest război care există între români. Da. Practic, românii au contribuit în mod decisiv la această decădere economică și spirituală din ultimii 34 de ani prin cei care ne conduc. A venit momentul ca aceștia toți să fie trimiși să lucreze în mediul privat. Dacă sunt așa deștepți, ia să meargă în mediul privat, să nu mai beneficieze din niciun ban, din banul public, să vedem ce sunt în stare acolo. Vă spun eu că acolo nu vor reuși nimic. Domnul Cotinghiu, care a trăit în străinătate, acolo n-a stat cu mâna întinsă la nimeni. Bineînțeles, da? Prin creierul dânsului, prin caracterul dânsului s-a impus. Forța minții și a trupului. Și prin competența dânsului s-a impus și a reușit să supraviețuiască onorabil, decent. Da? Așa este. Domnul Luca. Astăzi l-am văzut prima dată și... Domnul Luca. Așa, la să face o sinteză la o asemenea lucrare amplă. Și la discuție și la... Singurul lucru este, tot omul trebuie să înțeleagă
că trebuie să pună umărul. Dacă noi nu punem umărul, nu vine alții din afară să ne ajute. Doar noi trebuie să salvăm România. Perfect. Și dacă salvăm România, culmea, ne salvăm pe noi și cel mai important, salvăm generațiile după noi, copiii noștri și copiii copiilor noștri. Corect. Asta e cel mai frumos. Domnul Marian Cotinghiu. În primul rând, mă bucur că dânsii fac o alianță. Sunt puțin sceptic, având în vedere că am lucrat cu oamenii și știu că e foarte dificil 300 de oameni, domnule, cu 300 de partide, cu 300 de idei, să nu fie orgolii, să nu fie ambiții personale, va fi foarte greu. Dar eu apreciez faptul că vor să se implice și vor să facă ceva, însă, din punctul meu de vedere, am mai văzut câteva alianțe, Alianța Construim, am văzut Alianța sub blocul suveranist, unde sunt foarte multe elemente, foarte mulți oameni blocul cu diferite personalități, blocul națiunilor blocul... române, sunt foarte multe blocuri, însă, fiind și foarte blocul, mulți oameni cu foarte mulți idei, vor fi, da, vor fi foarte multe, da. Însă, referitor la faptul ce a spus dânsul că românii sunt într-un fel sau altul, că am fost într-un fel sau altul datorită nouă sunt acești oameni care ne conduc, aș vrea doar să spun așa, de 34 de ani poporul român este manipulat, de 34 de ani prin programele lor mass media, de 34 de ani educația n-a fost o prioritate pentru guvernanții noștri, tocmai în mod intenționat a fost acest lucru. Un popor needucat, un popor exact, ușor de manipulat. Deci n-aș condamna intenția omului, n-aș condamna românii, decât aș condamna nepuțin nepăsarea și faptul că s-au lăsat puțin manipulați, însă neavând alte opțiuni, programul 1, programul 2, programul 3, la televizor 5, 6, toate sunt ale lor, ale celor care conduc, iar ei își prezintă ideile lor. Și la un moment dat, chiar dacă nu vrei și nu crezi, uitându-te și pe un program și pe al doilea și al treilea și vezi aceeași idee, la un moment dat începi să o crezi. Deci românii sunt și au fost foarte mult manipulați. Ăsta e motivul pentru care noi suntem aici și am făcut alegerile care le-am făcut. Însă, încă o dată, eu cred că atunci când va apărea pe spectru politic o personalitate, o idee, un partid, exact cum a fost în cazul Convenția, când în 1997 au ieșit masiv românii la vot, tocmai în 96, tocmai pentru a face această schimbare, în USR-ul, când au ieșit la vot românii foarte crezând în această USR care s-a dovedit a fi cu totul o mare trădare pentru România, pentru că ei duc numai interesele Bruxellesului și nu ale noastre, ale românilor. Eu cred că românii se vor mobiliza și vor ieși la vot. Însă, încă o dată, trebuie să aveți clasa politică să aibă opoziția ceva coerent, un om coerent sau o mișcare sau un lider, pe care eu în momentul de față, sincer, nu-l văd. Nu-l văd. Mi-aș dori din toată inima să fie colegii, mi-aș dori pentru noi, că dacă nu, avem probleme majore. În prima ocazie să apară și astfel de lideri. Sunt tare curios după ce domnul Dragoș Popovici îi va chema pe toți într-o anumită dată, luna mai, să vedem dacă se une sau nu, câți vor răspunde apelului dânsului. Vreau să vă pun o întrebare. Da. Mă uit la dumneavoastră și mă întreb, dumneavoastră, ce defect aveți că nu... vreți să vă implicați ca lider în politică. Fiind aici, nu mă pot implica. Știu, e momentul, dar atunci vedem. Vedeți, dacă apare ceva... Sunteți un om care ați discutat cu foarte mulți oameni de mare valoare, care au avut și funcții, sau erau pe funcție. Deci aveți o experiență, plus că aveți o memorie de invidiat. Cât de cât acolo mă deci descurc, sunteți un om care ați putea fi un adevărat lider pentru acest popor. Vom vedea dacă apar și acele partide care să meargă pe aceeași linie cu mine. După ce dumneavoastră, luna mai, vă veți întâlni cu ei și probabil veți ajunge la un anumit document. Eu mi-am propus ca de sărbătorile pascale creștin-ortodoxe, se pare că Paștele Ortodox este pe 5 mai. Pe 5 mai. Știe bine, deci, culmea e ziua soției mele de naștere pe 3 mai. La mulți ani de acum. Deci, până în 10 mai, când noi pe 10 mai sărbătoream cucerirea independenței naționale la 1877, și părerea mea este că, în mod normal, românii ar trebui să sărbătorească ziua cuceririi independenței naționale, și că atunci, de atunci noi figurăm ca popor... Doar o mică remarcă, am spus că nu văd, însă nu că nu există acei oameni. Normal, nu vedeți la acel moment. Vedem noi, ușor au început să apară, însă acești oameni există. Noi avem oameni capabili care putea dar să managereze țara. Dar nu intră în competiția politică. Da, nu intră dintr-un motiv, pentru că lucrurile sunt atât de bine consolidate acolo, încât nu cred că ar avea nicio șansă. Iar un om realist își dă seama atunci când e o luptă, intră într-o luptă pierdută de la început sau intri doar de dragul de a lupta. Pentru că, încă o dată, vă spun, sistemul e atât de bine consolidat încât e foarte greu să penetreze cineva din afară, chiar cât de nobil ar fi. Asta e azi de părerea mea.
Ca o concluzie, vom vedea cine profită de pe urma comasării alegerilor, fiindcă poate să fie și cu efect bumerang această comasare pentru PSD-PNL în condițiile în care s-ar mobiliza, așa cum au spus și invitații mei în această seară, alegătorii români să fie prezenți la vot. De asemenea, dacă PSD sau PNL nu obțin scoruri foarte bune, este posibil ca din interior să fie voci care să ceară președinților acestor partide să facă un pas în spate și atunci situația politică va fi cu totul și cu totul alta. Mulțumim mult pentru faptul că ne-ați ascultat și mai ales pentru faptul că sunteți alături de noi în acest an deosebit de greu din punct de vedere electoral. E un an important de care depinde viitorul României. Din punctul meu de vedere, exercitați-vă dreptul constituțional de vot în mod responsabil, mai mult decât atât, încercați să vă implicați și în viața politică, fiindcă am avea cu toții de câștigat. Toate cele bune, zi frumoasă în continuare, numai bine!